Salutare tuturor celor care ne urmăriți pe Dublu Sens Podcast. În seara asta avem un live pe care sunt convins că mulți dintre voi l-așteptați. Spun asta pentru că după ultimele comentarii pe care le-am primit când am făcut episoadele cu băieții, ăsta a fost unul dintre episoadele pe care l-ați sugerat de cel puțin 20 de ori. Ați spus că vreți să aflați și părerea fetelor despre relații. Sau cum văd fetele relațiile. Și atunci am zis că nu e suficient ca băieții să vorbească, mai ales că avem foarte multe fete care ne urmăresc și care au opinii despre ce înseamnă o relație sănătoasă. M-am gândit ce persoane ar fi dispuse să vorbească despre asta și ar fi nu doar dispuse să vorbească despre relații, ci să se și vulnerabilizeze. Știu o persoană care e activă în mediul online, care are multă interacțiune cu publicul, și nu de acum, ci de ani de zile. Mulți dintre cei care ne urmăriți acum probabil o cunoașteți, este vorba de Denisa Dinu. Salutare, Denisa! Mă bucur mult că ai acceptat invitația noastră. Nu știu dacă ne auzi și ne vezi. Mă bucur și eu pentru că avem posibilitatea. Da, voi mă auziți, mă vedeți? Te aud, dar cred că e o problemă cu camera, se vede ușor în ceață. Poate să fie de la conexiunea de... Două secunde, dacă se poate prelua iar pe tine. Ok. Până când revine Denisa, aș vrea să vă mulțumesc și vouă celor care ne urmăriți de mai bine de 6 luni, pentru că atât am însumat eu ultimele episoade, undeva la 6 luni constante. Mulți ne-ați întrebat de ce am făcut pauza asta, când revine podcastul Dublu Sens. Au fost anumite lucruri legate de partea tehnică și de asemenea a trebuit să pregătim episoade în avans. De asta am avut nevoie de o pauză mai lungă, însă vrem să vă mulțumim pentru fiecare mesaj, pentru fiecare cuvânt fain pe care l-ați scris, fie în comentarii pe YouTube, fie pe Instagram sau Facebook. A contat mult pentru noi și mai mult decât atât, ceea ce a fost plăcut a fost că v-ați implicat prin opiniile voastre în comentarii. Adică nu v-a fost tot una ce vorbim noi sau dacă au vreo relevanță subiectele respective, ci v-ați implicat direct și v-ați spus punctul de vedere. Și asta, cel puțin pe mine, m-a încântat pentru că a avut un ecou. Salutare, Denisa! Bună, sper că acum auziți. Eu te aud foarte bine. Perfect. Nu știu ce se întâmplă cu internetul, se pare că îmi face probleme. Vă cer scuze și celor care ne urmăresc, îți cer scuze și ție, sper să fie bine. Dacă se mai întâmplă, îmi spui și eu, o să mai faci o mică reintroducere și tot așa o să continuăm. Eu mă bucur tare că ai acceptat. Acum nici nu mai contează dacă se mai întâmplă din când în când să cadă emisia. Oricum, subiectul e atât de important și eu am văzut că tu atingi subiecte de genul ăsta delicate în postările tale pe internet. Și am văzut că vorbești despre sănătatea mentală, am văzut că vorbești și tu despre relații, despre abuz, despre protejarea animalelor și despre mâncatul sănătos. Îmi place foarte tare că ai targetat subiecte nu simple, chiar delicate. Unele dintre ele poate să creeze și controverse și ești asumată, îți exprimi punctele de vedere mediul online fără niciun fel de teamă. Da, am încercat întotdeauna să spun oamenilor mai mult prin ceea ce sunt și prin ceea ce fac decât prin ceea ce vorbesc. Adică puterea exemplului în asta constă, mai mult să arăți și să dovedești prin cine ești și nu prin ceea ce spui și da, încerc să fac o lume mai bună, să devin și eu mai bună. Și acum sunt foarte încântată pentru că avem posibilitatea să discutăm un subiect foarte interesant și care cred eu că este de mare interes pentru cei care ne urmăresc. Este de mare interes pentru că noi am rămas șocați de la primele două pe care le-am făcut cu băieții, da! Știi? Da, am văzut. Adi, le-ai văzut? Da, le-am văzut. Ok, deci le știi. Eu am rămas, de ce zic că am rămas șocat? Pentru că nu mă gândeam că trei băieți care... Oricum, nu am nici extraordinar de multă experiență și am zis de la început că nu suntem vreun guru sau ceva în relații, pur și simplu ne-am zis și noi un punct de vedere, subiectiv desigur, și nu suntem experți sau profesioniști, a putut să trezească interesul la atât de mulți tineri și m-a dus cu gândul la faptul că subiectul nu e foarte bine acoperit, cel puțin în mediul ăsta creștin. Pentru că mie mi se pare important
că pornim de la premiza asta, că vorbim din perspectiva a doi tineri creștini. Cu siguranță. Asta ar trebui să se ia în vedere din primă instanță. Ce zicem noi s-ar putea să pară, mă gândesc, nu știu, zic așa în prealabil, nebunie poate pentru unele persoane. Da, sau demodat. Sau demodat, da. E da. Posibil și asta. Ok. Nu ascund că avem câteva întrebări pe care le-am primit de la băieți expres. Deci nu sunt făcute de mine, sunt primite de la ei și altele de la urmăritori de pe pagină și câteva de la fete. Deci au fost super. Fete care au pus întrebări, chiar dacă episodul se numește Fetele răspund și băieții întreabă, dar au fost și fete care au vrut să vadă perspectiva altor fete despre relații. Și hai să începem cu prima întrebare. Să vedem. În cazul fetelor, nu poate să însemne și da? Depinde de subiectul discuției. Iar în același timp, desigur, depinde și cât de avansată este prietenia dintre un el și o ea. Ca să mă fac mai bine înțeleasă, hai să numim personajele noastre Ion și Ana. Ion se întâlnește cu Ana, pentru că vorbim de un mediu creștin, se întâlnesc și ei, nu știu, la o întrunire de tineri, au prieteni în comun, se cunosc, fac schimb de Instagram, hai să nu ducem discuția deja la numărul de telefon și ce se gândesc, ce se gândește Ion, hai să-i scrie Anei. Îi scrie pentru că este o discuție de început, nu? Pentru că persoanele acestea nu s-au cunoscut înainte, nu poți să spui că ai discuții extrem de profunde și la un anumit nivel. Vorbim acum să cunoști strictul necesar de persoana respectivă. Și dacă băiatul cumva, de exemplu, se întâmplă să îi spună fetei la 2-3 zile că... Mă auziți? Eu te aud foarte bine. Ok, deci scuze, se întrerupsese la mine. Dacă cumva îi spune după 2-3 zile că... Nu știu, vrei să ieșim, aș vrea să te cunosc mai bine, sunt șanse foarte mari ca fata să spună nu. Dar nu pentru că ea poate nu ar fi interesată, ci pentru că este prea curând. Fetele de obicei doresc să știe cu cine ele stau la masă, doresc să știe în profunzime cu ce fel de om se vor întâlni. Și aici nu vorbesc că să știu al cui ești, cu ce te ocupi, ce situație financiară ai, vorbim de principiile pe care acest băiat le are și dacă sunt compatibile cu ale tale. Adică aici, în cazul de față, dacă Ion are aceleași principii ca și ale Anei. Adică aici un nu se poate transforma în da, doar că fetelor trebuie să le acorzi timp. Adică, dar în același timp, dacă ea îți spune nu, dar nu spune că poate în viitor, atunci înseamnă că tu poți să încerci și să încerci să o curtezi în continuare, știi? Hai să zicem, ok, 2-3 zile este prea din scurt pentru că de-abia ai cunoscut omul, dar dacă după 2-3 săptămâni, nu știu, se formează acolo o legătură, o conexiune, poate răspunsul tău la întrebare va fi un da, pentru că fata a reușit să te cunoască mai bine și este interesată. Adică, oricum, din cele mai multe situații, de la prietenele mele, inclusiv și în cazul meu, de cele mai multe ori să știi că nu, a rămas nu. Dar, cum am spus, nu este întotdeauna așa, adică conexiunea, atracția aceasta se întâmplă. La unele persoane se întâmplă imediat, la alte persoane mai încolo. Dar eu consider că da, deci un nu se poate transforma în da dacă vorbim de timpul alocat pentru a cunoaște acea persoană mai bine. Deci... Da, pentru mine sunt limbi străine, în sensul că la noi, noi suntem foarte fixi, adică spunea cineva la un moment dat că noi gândim așa în cutiuțe, știi, și nu putem să scoatem mai multe cutiuțe, adică ai scos una, spui ce e acolo și apoi ai închis-o, gata, știi, treci la următoarea cutiuță. La voi se deschide una rămâne întredeschisă, adică aveți chestia asta, capacitatea mie, mi se pare Funcționăm diferit. Și pentru băieți, cel puțin, eu am auzit foarte mulți băieți care spun treaba asta, băi, să-mi spună măcar clar, să știu, da sau nu, vrea sau nu vrea. Exact, pentru că majoritatea dintre voi, majoritatea dintre ioni, ca să nu vorbim despre cineva anume, sunt hotărâți, da? Dar asta nu înseamnă că, de exemplu, noi fetele nu suntem hotărâte. Pe departe, nu, suntem foarte hotărâte. Dar noi fetele, din punctul meu de vedere, punem mai mult suflet și mult mai repede decât băieții, decât sexul opus. Și de aceea poate cumva ne luăm o marjă de eroare, dacă o putem numi astfel, pentru ca noi să vedem prima oară cine ești tu ca persoană. Adică
Cum mă faci să mă simt? Mă faci să mă simt în siguranță, mă simt bine când vorbim, vreau să văd felul în care vorbești, felul cum te adresezi sau inclusiv și felul în care pui întrebările. Adică toate aceste detalii spun foarte multe lucruri despre o anumită persoană. De aceea, un nu la început, deci dacă este prea din timp, poate să devină da, dar dacă, de exemplu, nu știu, conversezi cu acea persoană nu, o săptămână, două, trei și îți faci curajul, iar ea, acea persoană spune nu, să știi că este nu. Iar oricum, de multe ori, noi fetele vă ajutăm nici să nu ajungeți la întrebare, pentru că dăm acele semnale, cumva răspundem mai sec, răspundem mai pe scurt și nu dăm așa un start sau nu încurajăm ca discuția să meargă mai departe. Adică vă puteți da seama și din discuțiile pe care noi le avem cu voi, din răspunsuri. Răspund mai sec sau pare mai Exact. neinteresată sau cel puțin răspunde, nu știu, tu îi scriați și azi răspunde mâine sau săptămâna Exact, viitoare. exact, exact. Dar, cum am și spus, se poate transforma în da. Deci se poate transforma în da, dar depinde de situație, depinde de persoană, pentru că unele fete, de exemplu, sunt, de fapt, nu fete, ca persoană, poate este introvertită sau poate este extrovertită. Adică asta duce la un alt rezultat. Poate este mult mai deschisă să iasă la o întâlnire imediat. Sau poate are nevoie de mai mult timp să se acomodeze cu tine ca persoană. Și e posibil, de exemplu, la început să nu ai chestiunea asta, plăcerea pentru el, poate nu e o atracție fizică sau nu e o atracție, nu e acel factor, știi, pe care cu unele persoane simți imediat, știi că e o chimie, îți place, te simți bine în compania lui. E posibil ca asta să nu fie la început, ci în timp o fată să se îndrăgostească de un băiat până acolo încât să fie chiar o alegere optimă? Din punctul meu de vedere, atracția ar trebui să fie din prima. Asta nu spun că vezi un om o secundă și gata, ți s-a pus pata pe Ok. el. Eu mă refer că atunci când cineva îți scrie sau nu neapărat te întâlnești cu cineva și porți o discuție, trebuie să-ți placă cel puțin cum arată fizic, dar nu trebuie să-i placă vecinului sau mamei sau tatălui. Este vorba să existe atracția aceea de la el către tine și invers. Pentru că dacă suntem deschiși și dacă vorbim aici sincer, nu poți să-mi spui tu mie, Adriel, că tu, dacă vorbești cu o fată, Ana, da, că tot am spus, vorbim cu Ion, deci Ion vorbește cu Ana, nu poate să-mi spună mie, Ana, că i-a cunoscut caracterul și obiceiurile și principiile de viață ale lui Ion în primele 5 minute. Dar Nicio ce vreau formă să asta. punct. Sub Dar nicio vreau să formă. punctez faptul că dacă Ion are principii și știe să se comporte cu persoanele din jur, pentru că nu trebuie să se comporte frumos doar cu tine ca fată, trebuie să se comporte frumos și cu ceilalți din jur, cu părinții, felul în care vorbește, atunci fata, adică este psihologic dovedit, este științific dovedit, scuze, faptul că poți să te transformi în ochii cuiva după felul în care ești tu ca persoană, ce emani. Adică dacă emani bunătate și dacă emani starea de bine, automat ești văzut mult mai frumos ca om, indiferent că vorbim de feminin sau de masculin, deci indiferent de sex. Dar, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie o atracție. Desigur, unele persoane poate să vină pe parcurs, dar să aveți mare grijă ca acea atracție, de fapt, să nu fie una forțată și să te complaci în situația în care ești. Doar de dragul faptului că ai început. Sau Exact, că și faptul că vorbiți. te înțelegi cu acea persoană și pentru că vezi că are un caracter, deci da, este foarte bine, încurajez acest lucru să vă uitați prima oară, fie că vorbim de fete sau de băieți, da, deci vorbim pentru fiecare sex opus, să vă uitați la caracter, să vedeți dacă are principii, dacă este credincios, cum se raportează la viață, cum se raportează la Dumnezeu, dar nu este vorba doar de atât, pentru că în o căsnicie este mai mult decât atracția aceasta intelectuală, vorbim și de atracția fizică. Și atunci trebuie să ne asigurăm că ne place de acea persoană și la fizic, cum arată. Adică ele sunt împreună, nu trebuie să fie despărțite. Ok. Tot în aceeași direcție sau pe aceeași temă, mi s-a părut interesantă întrebarea asta. Până unde să meargă un băiat cu insistența? E bine să lupte chiar dacă îi se închide ușa? Dacă da, prin ce mijloace?
Aș dori să punctez din nou faptul că dragostea cu forța nu merge, Adriel. De acord. Adică asta este realitatea. Un băiat dacă primește nu și, de exemplu, fata îl pune în acea tabără, cum se numește acum, friend zone, da? Ar trebui să știe că ar trebui să rămână acolo. De ce? Pentru că o să fie mult mai penibil. Adică, și nu este un caz general. Adică nu vreau, răspunsul meu la fiecare întrebare nu trebuie să fie generalizat, pentru că sunt persoane care gândesc diferit, sunt persoane care văd lucrurile altfel. Dar dacă unei fete i s-a închis, a hotărât, dacă o fată a hotărât să închidă ușa băiatului și să spună nu, poate este din cauza fizicului. Dar tu, ca băiat, poți să fii cel mai frumos, cel mai prins de pe acest pământ, dar dacă nu a existat atracția aceea din partea ei, degeaba. Și tu, dacă continui, ea în continuare o să aibă aceeași atitudine, pentru că se lovește ea cu fizicul, adică simte o atracție, nu simte. În schimb, dacă este vorba de caracter și ea ți-a spus nu, pentru că, nu știu, a văzut că ai un stil de viață cam ne la locul lui. Iar dacă tu schimbi acest lucru, poate după se va schimba. Adică depinde și pentru ce răspunde fata nu. Răspunde nu pentru că după prima întâlnire, nu știu, nu ai fost un gentleman, nu i-ai deschis ușa, nu i-ai vorbit frumos și nu te-ai comportat frumos cu chelnerul, poate fata aceea are anumite, cum să spun, Reține. retrageri, rețineri, așa, nu mai îmi venea cuvântul în română, are anumite rețineri și nu mai vrea să continui. În schimb, dacă tu îi spui clar, uite, am greșit, realizez că am făcut asta, 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 aș dori să-mi dai o a doua șansă. Dacă ea spune da, zic sigur că ea e atrasă fizic de tine. Îmi dai speranță. Nu, glumesc. Dar mă gândeam acum la faptul că e foarte interesant ce spui. Eu, în momentul în care tu vorbești, eu fac conexiunea cu ce mai îmi zic băieții sau ce mai îmi ziceau băieții, știi? În anumite contexte. Și ideea e așa că băieții au această preconcepție, hai să o numesc așa, că fetelor le plac cei care sunt un pic mai băieții răi sau care se ocupă cu prostii sau care se țin de glume, de râs, adică nu au neapărat foarte multă seriozitate și care sunt foarte mult puși pe fan și distracție și ieșit și chestiuni de genul ăsta. E adevărat că fetele sunt mai atrase de genul ăsta de băieți? Eu, desigur, vorbesc din punctul meu de vedere și din propria experiență. Corect. Eu sunt fix la polul opus. Ok. Și, sincer, poate vorbim de fetele care au 15-16 ani și se uită la prea multe filme, adică acum fără să atac vârsta și sau să atac vreo generație anume, dar de ce? Pentru că atunci, cu cât ești mai mare în vârstă, cu atât, desigur, vezi lucrurile diferit și te maturizezi atât în gândire cât și în concepții ale vieții și vezi lucrurile dintr-un alt unghi. O fată care probabil se focusează numai pe fluturi în stomac și se focusează numai pe dragostea pe care o vede în filme, cum se vede acum în seriale sau așa mai departe, din păcate, multe filme sau inclusiv și seriale, din păcate, promovează niște relații toxice, în care la sfârșit cuplul rămâne împreună. Poate aceste fete au exemplu și din familie. Băieții răi, ca să-i numim așa, sunt cei care oricum la final se pun pe ei pe primul loc și nu pun persoana de lângă ei la locul cel frumos, da? Adică să fie acolo pe tronul în inima lor. De aceea, cred că fetele acestea care nu au experiență, și nu vorbim de experiență în relații, ca să nu vreau să fiu înțeleasă greșit, vorbim de experiența vârstei, pentru că nu poți să compari mentalitatea și principiile unui copil de 16 ani sau 17 ani, 18 ani, cu cineva care, nu știu, 25, 26, 27, adică vorbim de adolescent și de adult. Și mintea, caracterul, tot. Se schimbă radical în această perioadă. De aceea este bine să înțelegem la ce vârstă ne raportăm. Și nu, deci fetele care vor ceva serios
de la viață. Dacă nu vor să aibă bătaie de cap, nu o să se pună la mintea unuia care este bădăran și care este băiat rău și este rebel. Nu, pentru că fetele caută siguranță. Cel puțin vorbesc în dreptul meu. Fetele vor să fie în siguranță, vor să știe sentimentele clare pe care băiatul le are față de ele și vor să vadă faptul că ei se implică și sunt blânzi atât cu ei înșiși, dar și cu cei din jur, începând de la iubită, familie și așa mai departe. Dar treaba asta cu băiat rău, nu, nu. Adică, de fapt, cred că sunt fete sincere acum, chiar am studiat și la o materie în psihologie, dacă nu mă înșel, dragoste masochistă sau în ceva în felul acesta, este un nume în engleză și încerc să fac o traducere motamo, sunt persoanele care suferă de sindromul post-traumatic și simt nevoia să aibă o relație de dragoste, dar în același timp toxică, adică practic cineva să aibă monopol asupra lor, să se simtă controlate, să... Pur și simplu s-a transformat chestia asta, că este normal, adică așa este normal să trăiești, dar... Vreau să revin și să fie foarte clar, fetele nu vor un băiat rău și să fie dorit de toate fetele. Nu, fetele urmăresc să aibă pe cineva lângă ele, cineva care este doar al lor, cineva care își dă toată silința și își oferă pe tavă toată dragostea ca să le dovedească faptul că da, ele sunt iubite și apreciate. Nu să-și împartă dragostea, nu să fie în centrul atenției și să vorbească cu toate fetele și să fie el așa cel mai rebel cu părinții? Nu, nu. Deci clar nu. Ai făcut o diferență, o antiteză între o fată, te referi la vârstă, dar putem vorbi și de maturitate. Poate să aibă poate 20 de ani sau 21, 25, să nu cu fie siguranță. Încă maturizată. Și da. O fată matură, care înțelege mai bine sensul vieții și înțelege că până la urmă are nevoie de un bărbat care... să nu pună propriul ego și propria părere despre viață și propria persoană pe primul loc în toate, pentru că de fapt rebeliunea și stilul ăsta de băiat rău se întoarce tot asupra ta, adică ricoșeul negativ e tot asupra ta a fetei care își dorește treaba asta, ceea ce este paradoxal, apropo de ce ai spus mai devreme, pentru că tu vrei să fii fericită, cine nu-și dorește asta, vrei să fii împlinită, vrei să fii în regulă, dar totuși dacă te uiți la tiparul de prieteni pe care ți-ai ales, îți dai seama că poate sunt băieții mai șmecherași din grup sau poate sunt băieții care erau în centru atenției, cum ai spus tu. Și atunci îți dai seama că ceva nu e în regulă. Sau invers, ca băiat, îți dai seama că poate vrei o fată serioasă, o fată cu minte, dar știi cum e, o fată care arată și foarte bine și care îi place fanul, nu prea e de vreme acasă. Adică nu prea poți să le împaci atât de ușor lucrurile astea două, sau cel puțin astea sunt... discuțiile pe care le-am mai avut cu diferiți băieți, că măi, fetele care sunt extraordinar de frumoase și care sunt așa strălucesc, știi, și sunt în centru atenției, e mai greu să găsești o fată care să fie cu minte, adică să le aibă pe amândouă, sunt mai rare. E doar un mit? Asta este un mit, de ce? Pentru că am în jurul meu atât fete cât și băieți, prieteni, pe unii știu de ani de zile, pe alții știu de mai puțin timp, care la fel sunt genul de persoane care sunt extrem de energice și uite, pot să vorbesc și despre mine, eu întotdeauna am fost o persoană energică cu prietenii mei apropiați, eu sunt puțin mai rușinoasă când vine vorba să port o conversație și încerc să fiu prietenă cu cineva, deci e diferență de a fi prietenos cu cineva la prima vedere și să încerc să fii prieten. Okay. Și acești prieteni despre care vorbesc sunt mereu, de exemplu, organizăm întâlniri, mergem la munte sau când ne întâlnim în oraș, mergem și noi la cinema sau mergem să jucăm un bowling sau jucăm jocuri, ne întâlnim la cineva acasă. Doar pentru că ești fan ca persoană și ai o viață socială, okay. mi se pare foarte sănătos, Adriel, pentru că acum o fată care este frumoasă și care... este inteligentă și este credincioasă, asta nu înseamnă că trebuie să pui sacul în cap și să stea acasă închisă și să nu mai aibă acea libertate de a fi om. Deci nu vorbim de a fi femeie sau de a fi bărbat, vorbim de libertatea de a fi femeie, pentru că, în primul rând, bărbații trebuie să înțeleagă că noi nu aparținem decât lui Dumnezeu, și ei și noi ca femei. Adică, noi când intrăm într-o relație, noi ca fete, sau când punem
punem pasul în a intra în sfera căsătoriei, tu nu înseamnă că tu ai monopol, tu, Ion, nu ai monopol asupra Anei. Pentru că eu, înainte să aparțin căsătoriei, o instituție în care, o instituție cărei și tu aparții, noi, eu și tu împreună și separat aparținem lui Dumnezeu. Iar eu am dreptul să îmi construiesc viața în temere și ascultare de Dumnezeu. Nu trebuie să fie în temere de tine, ca bărbat. Și dacă tu, desigur, ca persoană, tu ca băiat, vorbim acum de băieții care te-au întrebat aceste lucruri sau au încercat să-ți ceară sfatul, dacă tu, ca băiat, de exemplu, tu ești mai introvertit și consideri că nu este ok să faci lucrurile acestea, atunci trebuie să te raportezi la cineva care are aceleași principii ca și tine, astfel încât să nu existe probleme sau și să începi să fii toxic în relație și să spui că nu ai voie să ieși la ora asta, nu ai voie să faci asta, pentru că nu este în regulă, nu este în regulă și trebuie să înțeleagă faptul că de fapt o persoană cu o energie atât de frumoasă și o persoană care se bucură de viață, pentru că Dumnezeu ne vrea fericiți, nu ne vrea posomărâți. De multe ori de asta cred că lăsăm și o impresie proastă în lume, pentru că avem impresia că noi trebuie să fim creștini din aceia care duc poverile și sunt posomărâți, trebuie să se lupte cu păcatul în fiecare zi, nu avem voie să ne bucurăm. Nu! Dumnezeu ne vrea fericiți. Dumnezeu ne vrea fericiți. Unde s-a făcut prima minune pe care a făcut-o Mântuitorul Adriel? Știu unde vrei să bați, la nunta din Cana. Exact, la nunta din Cana. La nunta Înțeleg din Cana. Că... N-a fost o sărbătoare acolo? S-a ba mâncat? Da, ba da. S-a mâncat. Sunt ferm convinsă că nu au stat pe scaune și au stat cu privirea în jos și nici nu știm la cât s-a terminat nunta. Eu nu spun acum să fie viață de noapte și să ai un stil de viață nesănătos. Nu vreau să mă duc în partea aceea pentru că nu vorbim de așa ceva. Dar faptul că o fată, dacă reușește să fie în centrul atenției și că ea nu ar fi cu minte, sunt două lucruri total diferite. E ca și cum am vorbit de sare și de piper. Pentru că cunosc din nou persoane care sunt în centrul atenției și nu sunt ok din punct de vedere al moralității, dar cunosc foarte multe cazuri care sunt extrem de închise în ele și auzi peste un an, peste doi sau poate auzi așa și tu te vezi în continuare cu ele că și-au supărat părinții faptul că, prin faptul că au făcut... M-auziți? Da, eu dau foarte bine. Am crezut că s-a întâmplat ceva cu conexiunea. Da, mi-a intrat un apel. Două secunde, scuze. Nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă. E în regulă. Sunt persoane care sunt foarte închise în ele și au impresia că dacă noi, cei din exterior, au impresia că dacă sunt închise și sunt așa liniștite și nu vorbesc, sunt cele mai cuminți persoane. Este fix opusul, pentru că eu am cunoscut persoane, ceea ce și spuneam și în prezent am aflat și despre ele, faptul că au făcut probleme părinților prin diferite lucruri. Fie că au intrat într-un anturaj care nu este prea ok sau pur și simplu au avut probleme în relația cu X, au plecat de acasă, s-au apucat de droguri, știu și cazul acesta. Și vorbim de persoane care erau închise. Faptul că tu ai anumită personalitate, asta nu reflectă moralitatea și tipul tău de caracter. Sigur că ar trebui să le separăm. Sigur, deci la capitolul ăsta sunt 100% de acord. Probabil că n-am reușit să exprim foarte corect ceea ce voiau băieții să zică sau ce mi-au zis. Ideea era tocmai la ce ai făcut tu referire la final. Droguri, anturaje nepotrivite, viață de noapte, petreceri... Păi clar, atunci nici nu ar trebui să te uiți la fata aceea, chiar că este frumoasă sau nu este frumoasă pentru gustul tău, ar trebui să iasă din discuție pentru că ar trebui prima oară să vezi și principiile. Cum am spus, fizicul contează, dar dacă nu vine la pachet cu anumite principii, măcar acolo de bază, da, nivelul 1, nici măcar nu ar trebui să treacă mai departe discuția și să te gândești, da, uite, este frumoasă și degeaba. Nu! Este principiul tău de viață. Fiecare își găsește rostul în viață cu persoana potrivită, dar ar trebui să luăm în considerare faptul că nu personalitatea caracterizează și caracterul. Când vorbim aici de a fi sociabil, de a ieși în lume, dar da, dacă vorbim acum de lucruri care nici nu mai țin de etica creștinului, nu ar trebui să nici mai continue discuția.
Nu, nici nu cred că ar trebui vreodată personalitatea să fie viciată, cum ai spus, să se facă o distinție foarte clară între faptul că eu sunt coleric sau moral sau imoral. Adică faptul că sunt coleric nu înseamnă că sunt imoral sau moral, n-are nicio legătură, înseamnă doar că sunt coleric. Așa m-am născut și dacă Dumnezeu așa m-a înzestrat, e în regulă, așa a hotărât El. Nu, problema e, știi care e de fapt toată chestiunea? Că băieții sunt ființe vizuale. Nu știu Da. cât reușesc să transmită chestia asta fetelor sau să o înțeleagă. Voi mi se pare că procesați informații altfel, adică voi aveți o înțelegere un pic mai nuanțată când vine vorba de atracție. Adică pe voi poate ce auziți vă atrage, felul în care persoana respectivă se comportă, felul în care te Da. tratează. La băieți e treaba asta, băi, ca la Samson, știi, a văzut-o și i-a plăcut și a zis îmi place. Da. Și de asta Da. e destul de periculos și greu, pentru că o fată de genul ăsta de care vorbeam eu, care poate se mișcă în astfel de anturaje, îi place să flirteze cu mulți băieți, e conștientă de Asta nu este atenție, ok. Asta nu este ok. te O să atrage ajungi. totuși fizic, știi? Ca Da, băiat mă refer. dar ar trebui să spui stop, pentru că nu știu, dacă vine cineva și îți spune țigara în față, ai alegerea să spui da sau nu, așa și cu astfel de lucruri. Desigur, dacă vorbim de o fată care nu este la locul ei și încearcă să atragă atenția mai multor băieți, asta e altă discuție cu un alt deznodământ. Deci, clar, nu încurajez și cu siguranță fetele vor fi de acord cu mine pentru că nu este în regulă să faci așa ceva. Sunt persoane care au făcut acest lucru în trecut, erau adolescente, s-au maturizat și au realizat că a fost o mare prostie. Deci, nu. Separăm lucrurile și nu. Și același lucru este valabil și pentru băieți, dar probabil o să Corect. discutăm asta în cadrul Corect. altei întrebări. Bun, hai să trecem prin câteva caracteristici pe care tu le vezi esențiale la un băiat. Adică ce crezi tu că apreciază o fată la un băiat? Știu că nu putem vorbi pentru toate fetele din lumea asta, pentru că ziceai și mai devreme că unele fete apreciază, nu știu, poate băieții răi, dar foarte multe apreciază băieții care sunt serioși, care sunt cuminți, care vor să întemeieze o familie, deci care au un plan de viitor, nu care își bat joc de viața lor și a celorlalți. Care sunt pentru tine caracteristicile care te atrag în mod special la un băiat? Da. Înainte să răspund la întrebare, aș vrea să menționez ceva pentru că tu ai amintit. Depinde și ce fata vrea de la viață. Iar acum, pentru că noi ne raportăm la acest grup de creștini, pentru că vrem să ne considerăm și suntem copii al lui Dumnezeu, automat trebuie să avem o gândire și o abordare diferită față de cei din jurul nostru care nu au principii biblice. De aceea, desigur, sunt fete care, desigur, apreciază un băiat care, de exemplu, vrea ceva trecător, vrea doar aventură, pentru că și ea vrea același lucru. Dar aici vorbim de persoane care au principii ce nu sunt aceleași pe care și noi le avem sau pe care încercăm să le avem. Eu personal și ce cred că apreciază și fetele din comunitatea mea, de exemplu, pentru că am reușit de-a lungul anilor să-mi creez o comunitate foarte frumoasă în mediul online, dar desigur mă pun pe mine în situație, pentru că așa este frumos și respectuos. Doresc siguranță. Niciodată nu am vrut să mă uit undeva unde aș putea să nu primesc siguranța emoțională. Adică Ce înseamnă siguranța că concret pentru tine asta, siguranța asta emoțională? faptul că tu ești interesat ca băiat de ea, ca persoană, ca și, nu știu, ca și caracter, faptul că urmărești să o curtezi, faptul că vrei să o cunoști mai bine, în sensul că poate acele discuții, acele convorbiri telefonice duc la o relație. Și transparența este un lucru esențial, ce din nefericire mulți băieți nu îl au și nu îl doresc să îl aplice sau să și-l dezvolte, pentru că au impresia că dacă sunt transparenți, sunt vulnerabili. Dar, culmea, Exact. dar noi, fetele, dorim această vulnerabilitate și nu vorbim că noi dorim aceste lucruri pentru că vrem să ne fie milă de voi și să vă vedem așa foarte Dar cum că noi dependenți. bărbații nu trebuie să Da. plângem, noi trebuie să fim puternici, nu, nu, nu e asta, nu e de asta Nu, nu, nu. stereotipul. Aici nu este un podcast al Darii Budeanu. Hai să încercăm să fim realiști. Exact. Uite, vezi, un om care are influență în România și care vorbește despre treaba asta exact în modul în care eu am vorbit mai devreme.
Dar, Adriel, dar fiecare, deci avem un filtru. Îți deschizi urechile și ți le închizi atunci când vrei, pentru că nu suntem de 5-6 ani și să nu trecem prin filtrul minții, adică asculți, dar poate să-ți iasă imediat pe cealaltă ureche, pentru că tu, ca persoană, conștientizezi că acele valori, de fapt, nu corespund cu ceea ce dorești tu de la viață. Ideea e că eu, personal, apreciez foarte mult transparența. Cum e pe românește să fii verde în față? Nu trebuie să mergi pe ocolișuri, nu trebuie să joci jocuri. Pentru că hai să ne raportăm la povestea noastră, Ion și Ana, mă rog, povestea mea, pentru că am zis că Ok. să nu dăm nume și să Da, da, încercăm da. să fim Ok. cât mai practici în convorbire, astfel încât să înțelegem împreună, cât și cei care ne urmăresc, situația și întrebarea. De exemplu, Ion conversează cu Ana, îi spune vorbe dulci, cu siguranță printre prietenii tăi s-a întâmplat un astfel de episod, poate și tu, sper să nu, pentru că o să vezi deznodământul. Deci Ion îmi spune vorbe dulci Anei, o ține în acea priză de sentimente și trăiri, adică, nu știu, odată la o zi, două, când Ion are timp, îi mai scrie pe Instagram, vorbesc seara, dar nu sunt discuții din astea, hei, ce faci, ești bine, ești sănătoasă, familia ta? Nu, sunt discuții, hei, cum te simți, cum ți-a fost ziua, după cum e, care e culoarea ta preferată, lucruri de genul care, nu știu, sunt un fel de amiciție, dar e ceva cumva mai mult, duce înspre. Și apoi ce se întâmplă? Bum, Ion dispare, adică abandonează conversația. La noi în cadrul În mediul tinerilor se spune ghosting, da? Adică ai fost ghosted, ai fost lăsată pe sine, pentru că acum vorbim de fete, și practic acel băiat ți-a dat speranțe. Adică îi poți tu striga ca fată lui Ion faptul că, nu știu, s-a întâmplat acest lucru? Nu, pentru că nu era o relație, nu? Adică nu poți să vii cu așteptări, dar în același timp s-a făcut o inducere în eroare. S-a făcut. Pentru că tu acelei fete i-ai dat niște semnale care de fapt ele nu corespund. Iar aici, pentru că am vorbit de transparență și de această vulnerabilitate, vreau să le recomand tinerilor care ne urmăresc și care au posibilitatea să citească Scrisori către tinerii îndrăgostiți. Este scrisă de Ellen White. Este extrem de scurtă. Cred că eu am citit-o undeva în 2-3 zile și nu am citit foarte mult timp în acele zile, adică am împărțit timpul extrem de ușor și o recomand. Este o broșură pentru mine, dacă o pot numi astfel. De ce spun că merită citită? Pentru că acolo se vorbește foarte clar despre acest lucru, despre acest fenomen pe care, din nefericire, în ziua de astăzi, îl reîntâlnim și mai des. Fenomen care, din păcate și din nefericire, îl simțim mai mult din partea băieților. Deci și nu e că iau apărarea sexului din care eu fac parte, dar băieții sunt cei care, din păcate, au tendința de a vorbi cu mai multe fete, și nu e greșit să ai mai multe fete prietene, adică și să fie totul inofensiv. Problema este că dai speranța celor fete, iar conversațiile tale știi bine de ce natură sunt, și felul în care tu spui sentimentele înapoi, spui vorbe dulci, spui gogoși, da? Gogoși. Iar după fetele mănâncă acele gogoși și tot după nu mai servești nimic. Și fata rămâne, pentru că oricum noi fetele avem tendința să punem suflet mult mai repede. Și chiar am pregătit pentru această seară un citat care are undeva la două, trei rânduri din Scrisori pentru tineri îndrăgostiți, unde se vorbește despre sindromul a glumi cu inimile. Ellen White nu-l numește sindrom, este un scurt subtitlu și se numește fix A glumi cu inimile, dar eu l-am numit sindrom pentru că am amintit anterior, ne reîntâlnim foarte mult cu el și spune faptul că a glumi cu inimile nu constituie o nelegiuire minoră în ochii unui Dumnezeu sfânt. Totuși, unii se vor arăta interesați de tinerele domnișoare, le vor stârni sentimentele, apoi își vor vedea de drum, uitând toate cuvintele pe care le-au spus și efectul lor. Este păcat? Cu siguranță. Pe lângă multe alte Exact. lucruri, nu doar că e păcat, sunt multe alte probleme care se nasc de acolo. Exact. Exact. Poate acea fată crede că este vina ei, în condițiile în care nu este vina ei și este problema de educația pe care tu ai primit-o sau nu ai primit-o, de educația religioasă, de principiile cu care ai trăit sau care s-au prezentat în cadrul familiei sau nu s-au prezentat. Și poate acea fată are impresia că ea are probleme și pentru asta poate să sufere,
se închidă în ea și să considere că nu este suficient de bună pentru a începe o relație. Și de aici apar tot felul de probleme care, de fapt, ar fi meritat să fie ocolite dacă acel băiat venea cu un set de principii, să fie sincer cu fata și să nu mai joace ca la loto, știi, să pună acolo mai multe numere care pică mai repede cu aia e, pentru că așa se întâmplă în ziua de astăzi. Și, din păcate, aici se ajunge. Și vreau să reamintesc, băiatul, un băiat care este transparent și știe ce vrea de la viață și nu te face să te simți cu semn de întrebare, adică ești sigură, ești sigură pe tine, te face să te simți în siguranță prin ceea ce îți spune și îți spune cum se simte, adică transparență, asta e tot ce vrea o fată. Și spun, vorbesc acum chiar în dreptul tuturor fetelor, fetelor nu vor semne de întrebare, pentru că atunci când te întrebi, măi, mă place, nu mă place, sau vrea ceva serios, nu vrea ceva serios, clar nu vrea ceva serios, pentru că dacă ai ajuns în punctul acesta în care să te întrebi pe tine însăți, clar, trebuie să-ți pui un semn de întrebare și să-ți dai seama că situația aceasta iese cu virgulă. De acord cu tine, da, așa este. Da, vreau să aduc problema undeva la mijloc. Vreau să o iau de la tine, să o aduc la mijloc. Îmi place foarte mult ce ai zis referitor la treaba asta cu băieții. Să joci la loto, adică efectiv să încerci să vezi unde prinde peștele. Care e prima portiță care se deschide și dacă e o fată care îți e deschisă, adică vrea și e dispusă să intre într-o relație cu tine rapid, faci treaba asta doar de fan, te distrezi, dar în societatea în care noi trăim, în care nu mai există busolă morală, pentru că Biblia e demodată, da, nu e așa, ce ai citit tu mai devreme e science fiction, adică majoritatea tinerilor nu din afara bisericii, din biserică nu se mai identifică cu treaba asta. Da. E foarte simplu, știi, să dai la o parte, să arunci chestia asta, să spui că e demodată și să continui. Cred că sunt și fete care fac treaba asta, dar cu siguranță statistic mult mai puține, pentru că, din punctul meu de vedere, băiatul are de cele mai multe ori inițiativa, are de cele mai multe ori, nu știu, primul cuvânt. Nu știu dacă am întâlnit foarte multe fete pe care să le cunosc eu bine și care să fie atât de vulnerabile încât să-mi spună da, uite, eu vorbesc cu mai mulți băieți. Nu știu treaba asta. Niciodată n-am verificat DM-ul unei fete ca să văd. Nici la băieți nu am verificat, dar am prieteni. Și cu ei pot să deschid discuția mult mai ușor, știi? Să fiu mult mai vulnerabil, e mult mai simplu. Doar că, uite, aș fi curios de o chestie. Eu cel puțin am avut treaba asta un timp în minte, o mai am. Am avut-o și în conversații cu diferiți băieți. Dacă un băiat este serios, e sincer, e transparent, dar încă nu e hotărât dacă vrea sau nu să aibă o relație serioasă cu o fată până nu o cunoaște. Știi? Adică până nu-și dă seama ce principii are, cum gândește, cine e și așa mai departe. Mai ales că, vezi, e și o problemă. Mai de mult părinții noștri stăteau cam în aceeași biserică sau în aceeași localitate, se cunoșteau, ba chiar îmi povestea cineva că acum 30 de ani nici nu se căsătoreau din alt sat, adică ziceau, băi, să iei pe cineva de la noi din sat, să nu iei din satul vecin, știi? Ori acum se fac relații din America în Australia, din România în Germania și așa mai departe, adică pentru noi se fă treaba asta. Bun, și ajungi să cunoști o fată sau un băiat doar pe net, pe Instagram, okay, pe Facebook, îi scrii și nu știi cum e. Și poate vorbești un timp și după aceea îți dai seama că, băi, nu e tocmai ce căutam eu. Băiat sau fată, că poate îi scrie și o fată unui băiat, nu știu, discutăm și despre asta, da, dacă e ok, dacă nu e ok, cum vezi și tu, da. Ce poate să facă băiatul respectiv ca să nu pară neserios în ochii ei? Crezi că ar fi bine să-i spună deschis, mă, eu simt că nu prea există compatibilitate între noi și ar fi bine să o încheiem, să nu mai discutăm, cum simți? Transparență, Adrian. Deci transparență până în măduva oaselor. Și aici vorbim în orice categorie, adică așa cum noi fetele dorim transparență din partea băieților, astfel încât să știm ce vor de la noi și au dreptul să fie transparenți în punctele lor de vedere. Și cred că ar fi chiar mai apreciat când un băiat îi spune unei fete că vrea în această perioadă să se cunoască mai bine, chiar să-i spună, uite, eu te plac și mi-aș dori ca în săptămânile următoare să avem posibilitatea să ne cunoaștem mai bine în mediul online. Și apoi, desigur, de la mesaje o să mergeți la discuții telefonice, apoi poate la discuții care merg în video. Și, desigur, nu sunteți față în față în sensul că fizic față în față, dar sunteți în mediul online și aveți posibilitatea în aceste săptămâni să discutați
cam pe toate planurile, pentru că timpul vă permite în aceste săptămâni. Iar atunci tu, ca băiat, o să vezi cu ce set de principii vine această fată, o să o întreb, cum ți-a fost ziua? Iar fata aceea o să-ți răspund, bă, uite, astăzi am făcut X, Y și Z. Dacă ție cumva ca băiat și ca principii pe care le ai, ți se pare ceva deplasat, atunci ai oportunitatea să dai un pas înapoi și să spui, bun, eu nu pot să impun acestei fete X, Y, Z să facă Corect. Sau să nu facă, așa că dau un pas înapoi. Nu o schimb după mintea mea. Exact, nu e nu normal. Schimb după mintea. Nu este normal, exact. Dacă ajungeți în punct al relației și sunt lucruri pe care le puteți schimba de comun acord și vezi că este dispus sau dispusă, acolo este altă discuție, pentru că vorbim deja într-un alt punct. Dar mă refer așa, când tu practic nu ai nicio tangență cu acea persoană. Este ca și cum profesorul de la școală pe care îl văd 2-3 săptămâni și îl văd 2-3 zile pe săptămână, îmi spune așa, dintr-o dată ar trebui să te întunzi bob, știi? Îmi Normal dă că sfaturi nu de îl viață. Exact, Da. adică normal că nu îl ascult. Și asta zic, nu este nimic greșit ca un băiat să-i spune unei fete și să încerce după să aibă conversații mai rare și să nu mai meargă în aceeași direcție, pentru că el s-a hotărât, nu merită să mai meargă în această direcție. Nu este nimic greșit, pentru că este transparent și este inocent. Dar dacă tu continui și mergi așa mai departe, cu Te speranța joci cu că ea. Te joci cu ea chipurile să nu o rănești și să nu-i spui realitatea, păi în punctul când va trebui să fie ceva poate și mai serios, adică nu știu, să începeți o relație, atunci fata chiar o să rămână debusolată și nu o să știe părerea pe care tu ai despre ea sau față de stilul ei de viață. De ce este bine? Corect. Să fim cât mai transparenți, pentru că vorbim de niște relații care sper eu să fie în rândul adulților sau dacă este și în rândul adolescenților, înseamnă că vă considera suficient de maturi să începeți o relație, pentru că o relație are nevoie de maturitate, nu trebuie să fie una de copilărie, copilărească, și atunci haideți să încercăm să fim maturi în toate aspectele și... Eu nu te mai aud. S-ar putea să fii căzut netul, vezi tu dacă mai ești conectată la 4G sau la wireless. Scuze, gata, mă te aud vedeți? Acum. Așa, acum. Scuze. Te și văd, Da. Te și aud. Da. Spuneam că este bine pentru ambele părți să fie deschise și să fie transparente, pentru că așa se tratează cu maturitatea, așa tratează oamenii maturi situația și să nu le luăm personal, adică să nu ne atacăm noi, uite... A trebuit din contră să apreciez că acest om ți-a spus în față, ți-a spus lucrurile cum trebuie, clar, fără să spui tu semne de întrebare ca fată. Deci nu este problema. Adică eu ca fată, dacă un băiat mi-ar spune că s-a răzgândit, uite, mi-a plăcut foarte mult, am petrecut timp împreună, dar consider că nu ar trebui să mai există a doua întâlnire. Deci no hard feelings, știi? Adică deloc, Okay. Deloc, Okay. Deloc. Am înțeles. Bun. O să zic câteva lucruri. Acum o să mă fac vulnerabil, că tot ai zis că... Ok. Că îți place vulnerabilitatea. Da. Tu ești o persoană foarte directă. Eu nu te cunosc bine, dar te-am văzut în mediul online, te văd și acum. Ești o persoană foarte directă, ești o persoană deschisă și ești o persoană fără teama asta de a se expune, de a-și spune punctul de vedere, așa, verde în față, cum ai spus mai devreme. Da. Am cunoscut fete care puteau accepta tipul ăsta de limbaj, de comunicare. Nu bădăran și nu dur neapărat, dar așa, direct. Măi, uite, eu... Chestiile astea mie poate nu-mi plac sau nu rezonez cu ele, cred că ar fi mai ok să fac un pas înapoi. Bine, minciuna aia nu e despre tine, despre mine. Nu, asta știi minciuna aia care se spune fie că e băiat, fie că e fată, da. o tot auzim. Bun, dar nu e nu vorba este vina ta, e de la mine. Da, e vina mea și ok. Da. Acum, sunt fete care nu pot, ori e vorba de orgoliu, nu știu, nu vreau să pun etichete, ori e vorba de incapacitate, lașitate, incapacitate de a nu știu, de a sta pe picioare și de a accepta adevărul în față, ori nu știu ce este, ori poate modul în care o spui, asta contează enorm, dar sau momentul și așa mai departe, dar am întâlnit și fete care părea că reacționează foarte urât dacă simțeau, cum ai spus tu, băi, n-aș vrea să mai ieșim la a doua oară. Nu, cred că nu. Păi cum? Adică se simt respinse, se simt rănite... Unul Cum la ți se mână, pare treaba asta? Unul la mână, să le luăm pe rând, ține de felul în care băiatul scrie. Și aici vorbim de muzica cuvintelor, că are tati o vorbă, nu contează ceea ce spui, contează și cum spui. Pentru Corect. Că eu, din nefericire, fac parte din acea categorie de persoane care uneori anumite lucruri care sunt
nu știu, sunt, au un spirit de pace și nimic revoltător, pentru că am un anumit ton al vocii și o anumită atitudine, pare că am o intenție greșită. Okay, ceea ce înseamnă că am de lucrat la acest lucru, adică știu, sunt conștientă și cerc în fiecare zi să fiu mai blândă cu tonul vocii mele și cu atitudinea cu care vin. Asta ce înseamnă? Unii băieți poate nu folosesc cuvintele potrivite. Și aici nu vorbim de moment, pentru că momentul potrivit nu o să existe niciodată când e vorba de sentimente sau corect. E vorba, deci trebuie să fii la momentul potrivit și momentul potrivit de fapt este acela când tu chiar crezi că nu se mai poate întâmpla nimic, nu mai poate continua. Dar trebuie unul la mână, băiatul să știe cum să se adreseze, adică să nu jignească și să aibă cei 7 ani de acasă, iar în același timp contează și de educația fetei. Contează felul în care ea este dispusă să primească. Iar aici chiar vorbim de educație, pentru că e la fel ca la job, nu? Aplici în 5-6 locuri, ai 3 interviuri și la sfârșit de interviu o să spună după 30 de minute că mulțumim pentru timpul acordat, dar considerăm că nu ești potrivit pentru această poziție. Păi acum next ce one. Să faci? O să-i dai în judecată? O să-i dai în judecată? Nu! Trebuie să tratăm lucrurile la rece, din contră trebuie să fim fericiți că nu am fost lăsați pe sine. De exemplu, poate unii spun, da, ne auzim la următorul interviu și nici nu mai primești răspuns. Sau poate unii, știi, prietenii aceia care, hai că o să ieșim la un suc, da, hai că te sun eu și nu te mai sună. Păi, ținem legătura, știi? Da, preferi prietenul ăsta care spune, păstrăm legătura sau spui, sau preferi pe prietenul care spune, uite, în perioada asta, de 2-3 luni, eu sunt foarte ocupat și am următoarele priorități și mi-ar prinde bine dacă am putea să ne vedem și să ne punem la punct cu informațiile și ce am mai făcut cu viețile noastre în data de X. Eu personal aș prefera cineva care este sincer și este direct așa cum sunt și eu, pentru că eu nu am nevoie de ocolișuri. Adică okay. Dacă o fată nu este în stare să aprecieze sinceritatea, dacă, desigur, dacă este respectuos și nu încalcă vreo anumită coardă băiatul, este vina fetei și este vina fetei vorbind de educația pe care de fapt ea o are. Dacă un băiat te minte odată, în perioada asta de cunoaștere, de prietenie, renunți? Te minte în sensul că s-a culcat la 9, dar de fapt s-a culcat la 10 sau? Nu, că asta adică mințim toți. Da. Lucruri așa, adică tu îl întrebi concret o chestiune și el îți răspunde concret că nu, dar de fapt era da, știi? Da, nu, clar nu. De ce? Pentru că eu cred în a doua șansă, eu cred în schimbare, pentru că ne-am născut pe acest pământ păcătoși, Adriel, adică asta, să nimeni nu este perfect și nimeni, exact. Nimeni nu este Dumnezeu. Dar dacă tu ai anumite principii de viață și acum nu trebuie să fii cu pretențiile ale nu știu cui, dar trebuie să ai acolo un set de valori la care nu ar trebui să renunți, dacă tu faci aceleași lucruri, probabil le aștepți și de la persoana de lângă tine. Așa că dacă tu nu ai mințit în conversațiile acelea și ai expus adevărul așa cum este, bănesc că te aștepți și de la acea persoană să facă și să fie la fel. Iar eu, din punctul meu de vedere, nu aș putea să accept. Să știu că prietenul meu mă minte în condițiile în care, în primul rând, adevărul nici măcar nu ar fi afectat. Și adevărul, dacă l-ar fi afectat, dar mi-ar fi spus, dar a ales să mintă, înseamnă că fuge de responsabilitate. Iar să știi că noi fetele, deci noi, fetele, și cred că pot să vorbesc la modul general, dorim băieți, bărbați responsabili. Dorim bărbați care știu să spună când au greșit, știu să își expună vulnerabilitatea, știu să spună atunci când au dreptate, când nu au dreptate. Iar atunci când tu minți, ești de fapt un laș, cum ai amintit și tu. Eu personal nu aș putea să trec, pentru că odată minciuna se va întâmpla și a doua oară. Eu pe ideea asta merg, pentru că este un mare, mare, mare dezavantaj. Pentru că dacă ai tendința asta de a minți în lucrurile mici și mari, este foarte greu să te lași. Și ai tendința asta că poate tu, dacă minci, o să eviți anumite situații sau anumite probleme, dar din contră, minciunile aduc mult mai multe probleme. De acord cu tine, de acord cu tine. Am primit câteva întrebări și vreau să adresăm dintre ele. Ia, sigur. Ne-a scris Alexandra așa, dacă un băiat vrea să cunoască mai multe fete simultan, ce părere aveți de asta? Adică ai vorbit tu la un moment dat, dar să zicem că vrea doar să cunoască, că nu le spune gogoși, ca să fie ușor diferit față de ce am vorbit până acum.
Da, nu mi se pare ok. Adică eu, sincer, ca fată, dacă aș ști că ies la o întâlnire cu un băiat și, desigur, este o întâlnire de amiciție și, desigur, nu ieși eu la un suc, hai să mai vedem ce am făcut, nu știu, m-am întâlnit cu prietenul meu de la biserică pe care îl știu de o viață întreagă, am fost și în aceeași clasă, în aceeași bancă, acolo e alt fel de prietenie. Dar dacă ieși la o întâlnire cu un băiat și știi discuțiile, desigur, pe care tu le-ai purtat cu el, te invită la o întâlnire și dacă tu afli fie de la el sau știi din altă parte că în aceeași zi sau următoarea zi a ieșit cu o altă fată, clar aș spune nu, pentru că nu suntem la piață. Adică atunci dacă ai atracția față de mai multe fete simultan în acel fel, adică ai vrea să investești sentimente, păi înseamnă că prea curvești. Adică nu, deci nu vreau să o luăm în sensul acela biblic în care duci prea curvia în punctul în care distrugi căsnicie. Nu, în sensul că vorbim de sindromul pe care și Ellen White îl spune, a glumi cu inimile, pentru că dacă tu ești la o întâlnire cu o fată, tu deja ai intrat pe un tărâm care e mișcător. Așa că dacă tu vrei să te duci pe un alt tărâm, încearcă să închizi ecuația în locul A și după să te transferi în locul B. Adică eu nu aș, eu, Adriel, pe tine, tu dacă să-mi spui că mâine ieși cu Ana, iar poi mâine ieși cu Viorica, dacă ai anunțat-o pe Ana și ai spus că nu vrei să mai continui și consideri că nu sunteți pe aceeași lungime de undă, bun, dai bătaie și te întâlnești cu Viorica. Dar dacă nu, îi lași Anei impresia că sunteți compatibili și ți-ar plăcea să mai ieși cu ea în viitor și tu deja ești focusat și pe Viorica, hai să înțelegem că lucrurile acestea cred că nu cred, chiar nu sunt aprobate de Dumnezeu. Problema e că nici nu prea funcționează. Uite, eu întotdeauna am fost de părerea asta. De exemplu, dacă un băiat, vorbesc din perspectiva unui băiat, e atras de o fată, realmente atras de o fată și chiar îi place Da. fata respectivă, e foarte greu să mai fie atras de o altă fată în același timp, mai ales în perioada de început. Exact. Adică să ai o iubire, iubirea, poate e mult spus iubire, nu, o atracție egală față de două fete în același timp, asta înseamnă doar că vrei de la ele doar relație intimă, vrei de la ele poate doar Atenție, atenție, validare atenție, socială, adică lucruri de genul ăsta. Și ca fată, pentru că exact. am întâlnit și fete care se simt foarte bine să fie validate prin numărul de mesaje din DM. Adică treaba asta le oferă o oarecare, știi, bă, păi tu știi câți mă caută pe mine și păi nu stau eu după tine, eu am o grămadă la rând. Ok, dar asta nu e o virtute în sine, nici pentru o fată, nici Nu pentru un e băiat. deloc, deloc, deloc. Faptul că vorbești cu foarte multe persoane simultan nu e o virtute. E, nu știu, e complicat, mă gândeam acum la, de exemplu, fetele care primesc mesaje, poate și băieți sunt, nu știu, care primesc mesaje de la mai multe persoane. Și zic, băi, ok, nu sunt focusat pe nimeni acum, în mod concret. Tu cum ai proceda într-o situație de genul ăsta? Știi, adică îți scrie și Ion, dar îți scrie și Mărin, dar n-ai prieteni, ești singură, nu ești concentrată pe nimeni, poți să vorbești cu mai mulți băieți în același timp? Dacă discuțiile sunt inocente și știi bine că acele conversații nu sunt de natură, uite, băiatul acesta îmi face avansuri inocente, în sensul că îmi spune că mă place și așa mai departe. Dacă nu vorbim de asta, nu văd nicio problemă, dar atunci când un băiat îți face anumite complimente sau îți spune anumite sentimente pe care el ar putea să le aibă față de tine și în același timp, într-un alt mesaj, în altă căsuță acolo pe Instagram, să spunem, sau pe WhatsApp, se află un alt băiat care spune aceleași lucruri, nu trebuie să faci dreptate pentru ei și să faci ceva drept pentru că știi că așa trebuie. Nu, trebuie să avem frică de Dumnezeu și să nu ne jucăm cu sentimentele băieților, pentru că așa cum și băieții se pot juca cu sentimentele fetelor, același lucru se poate întâmpla invers, adică și fetele să joace pe mai multe nisipuri mișcătoare. Și cum ai spus și tu, ar trebui să știi de cine îți place, pentru că atunci când conversația merge într-o anumită direcție sau conversația te atinge acolo la suflet și simți că ai o legătură cu acea persoană, nu ai cum să o ai cu mai multe persoane în același timp. Dacă o ai cu mai multe persoane în același timp, înseamnă că tu nu cauți de fapt nimic și ești superficial în momentul respectiv și de fapt chiar tu nu vrei nimic serios, fie că ești fată sau fie că ești băiat. Deci consider că nu, inclusiv și dacă îți scriu mai mulți băieți,
băieți și se dau la tine, cum este expresia populară, dacă tu nu te dai înapoi la ei, nu este problema ta. Dar dacă, dacă tu continui discuția și cumva dai apă la moară în ambele părți, e deja o problemă. Faptul că ei se dau la tine, cum am spus, nu ție de mine pentru că nu sunt eu mama lor, nu sunt eu educatoarea lor să le spună ce să facă și ce să-mi scrie. Ce ține de mine, eu sunt respectoasă cu amândoi și poate pun stop la ambii. Dar dacă eu cumva sunt deschisă pentru amândoi, deja ne întoarcem la lucrul pe care Alexandra ne-a întrebat, dacă să cunoască mai multe fete, respectiv noi să cunoaștem mai mulți băieți în același timp. Nu e ok. Nu e ok. Uite, am mai primit o întrebare de la Sami. O fată care spune că nu mai are încredere, însă băiatul îi pare rău că a dezamăgit-o. Probabil a mințit-o dacă zice că nu mai are încredere sau, okay, eu știu, a dezamăgit-o în vreun fel. Și totuși el vine cu gânduri serioase și exprimă sentimentele, da, vorbeam despre vulnerabilitate. El zice dacă atitudinea fetei se mai vindecă, se referă la faptul că probabil să-și recâștige încrederea. Eu așa o înțeleg întrebarea, să-și recâștige încrederea fata, da, în el. Cum e cu încrederea pe care o acordați? Nu am fost pus în situația asta și aș putea doar să răspund ipotetic vorbind, la fel cum la alte întrebări, oricum am răspuns de altfel, dar vorbim și de încrederea pe care a trădat-o și când a trădat-o. Adică dacă vorbim de o încredere trădată, fie că vorbim de minciună sau altele, nu o să intrăm în detalii, și era la un început de relație sau la un început din acesta în care sentimentele nu erau puse pe tavă, poate în anumite situații se poate trece cu vederea, pentru că este dovedit științific faptul că din orice punct de vedere bărbații se maturizează mai târziu. Adică, da, așa este. Nu o spun eu, nu o spun așa, eu. Nu, așa este. Exact așa este. O spune știința și poate noi fetele vedem anumite lucruri și le tratăm cu mult mai multă seriozitate, iar poate băieții tratează anumite lucruri cu mai multă ușurință, dar nu din reavoință, ci pur și simplu așa consideră. Iar atunci când văd o fată și vorbesc cu o fată de care le place foarte mult și fata aceasta, Ana, spune, uite Ion, tu m-ai dezamăgit, deci nu se mai poate, Ion se trezește la realitate, își dă seama de felul în care Ana privește situația și vrea să-i arate, vrea să-i dovedească că el poate să fie așa cum ea dorește. Aici eu spun cu inima deschisă că ar trebui, pentru că unii băieți, din cauza maturității care ea de fapt este lipsă, văd lucrurile sau chiar nu le văd deloc. Iar noi fetele avem alte viziuni. Cum ai spus și tu la început, voi vedeți așa o cutiuță, la noi se mai deschide, se mai închide și avem o altfel de perspectivă. Așa că acum, desigur, depinde, de exemplu, de ce fel de încredere. De exemplu, vorbim de înșelat, din punctul meu de vedere, eu aș spune nu. Adică să ajungi într-o relație și să fii înșelată, păi clar, sentimentele acelui băiat nici măcar nu sunt ale tale, adică el și le împarte așa cum dorește la mai multe fete sau la altă fată, ceea ce deja vorbim la un alt nivel de încredere. Asta spun, contează și problema cu care te confrunți, problema pe care el ți-a cauzat-o și să ai această problemă. Nu știu acum părerea ta, Adriel. Ideea este că înșelatul ăsta pornește de la înșelatul emoțional. Asta e problema, clar, de fapt. Clar, adică clar. Pornește de la momentul la care tu îți permiți, pentru mine înșelatul înseamnă următorul lucru, tu îți permiți să împarți cu altcineva în afară de persoana de sex opus care este în cuplu cu tine, da, anumite lucruri care sunt doar între voi doi. Momentul în care tu începi să te plângi la serviciu, începi să te plângi la facultate sau oriunde ai fi, începi să spui, începi să divulgi anumite lucruri doar dintre voi doi care n-ar trebui să fie spuse, deja eu consider acolo deja înșelatul emoțional și de acolo începe. Am citit mai multe cărți pe treaba asta. Este o mare problemă. Da, da. Este o mare problemă când ești cu o persoană de genul ăsta și poți să-ți dai seama și în perioada de cunoaștere, dacă ești atent sau atentă, la faptul că respectiva persoană are niște tipare de genul ăsta. Da. Totuși, ce voiam să evidențiez e faptul că, spuneai mai devreme despre încredere, e foarte greu, deci e foarte greu să mai ai încredere într-o persoană care te-a mințit, care te-a dezamăgit, dar într-un mod în care tu ai resimțit-o așa puternic, profund, fie că ești băiat, fie că ești fată, cu atât mai mult poate dacă ești fată, pentru că ai un atașament emoțional mai puternic, reacționezi mult mai puternic la emoții, ai o altă reacție la o dezamăgire. De regulă am observat că băieții trec mai ușor peste niște lucruri de genul ăsta
De ce? Poate decât... și pentru că nu gândesc neapărat atât de în detaliu și overthinker sunt mai degrabă în rândul femeilor. N-am citit studii pe treaba asta, dar zic doar din ceea nu. Ce am ai cunoscut eu în viața de zi cu zi. Adică un băiat mai rar stă să, nu știu, să despice firul în patru, să se gândească, să... Da. Sunt băieți și eu trebuie să zic că sunt unul dintre băieții ăștia și am prieteni care sunt așa și Doamne ferește ce blestem, dar pe băieții care sunt așa, adică trec mult mai ușor, am întâlnit băieți care trec mult mai ușor peste probleme, peste dezamăgiri, lucruri, adică poate și pentru că nu pun neapărat atât de mult suflet. Nu, creierul masculin este complet diferit de creierul feminin, adică inclusiv și informația, noi o percepem și o recepționăm diferit și suntem foarte, foarte diferiți, de aceea cred că există multe probleme și dacă băiatul nu are dorința de a încerca să se pună în pielea fetei și să înțeleagă lucrurile pe care ea le dorește de la el cu privire la încredere, adică ce ar trebui să facă sau nu ar trebui să facă sau ar trebui să schimbe, ar trebui să aibă această dorință de schimbare și să nu se joace cu încrederea. Cum am spus, sunt situații în care merită trecut mai departe pentru că poate în acea etapă băiatul s-a maturizat și a învățat ceva din lecție, din ceea ce s-a întâmplat, dar în același timp, dacă, de exemplu, a înșelat, înseamnă că este suficient de matur să înțeleagă faptul că o să culeagă consecințele și știe că ce a făcut nu se bazează pe un principiu biblic. Un singur lucru vreau să mai zic apropo de întrebarea asta și putem trece mai departe. Mi se pare ok în unele situații că un băiat se schimbă pentru o fată. De ce zic că mi se pare ok? Mi se pare că poate el nu a fost suficient de conștient și ea l-a făcut să-și dea seama. Doar că pe termen lung, și asta vorbesc din propria mea experiență, schimbarea nu poate veni pentru o altă persoană. Nu trebuie să fie atât de mult o cauză externă cât o cauză internă. Trebuie să ajungi să conștientizezi tu că trebuie să te schimbi. Trebuie să ajungi să-ți dai seama tu că nu e bine în ce situație ești. Să zici... Băi, stai puțin, eu nu sunt ok, nu sunt ok cu mine, nu sunt ok cu Dumnezeu, nu sunt ok cu, nu știu, grupul meu de prieteni. Hai să văd ce pot să fac ca să fie bine, să schimb, să fac ceva. De asta eu sunt foarte sceptic pentru, de exemplu, un băiat care vine la credință, da, vine la Dumnezeu, neavând el o relație cu Dumnezeu, ci vine doar pentru că ea e și băi, dacă ea e, vin și eu. Trebuie cumva creat un echilibru, adică vii pentru Dumnezeu, vii doar pentru ea. Și pe termen lung ar trebui să-ți pui întrebarea asta, fie că ești băiat, fie că ești fată. Schimbările din viața mea sunt realmente pentru că am conștientizat ce tipare de gândire am, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și vreau așa, pentru că am înțeles cine sunt cu adevărat și ce-mi lipsește sau ce am, pentru că mă cunosc sau pur și simplu pentru că, nu știu, grupul meu de prieteni așa gândesc și ei acum și mă dau și după ei. Sau că acum o fată, am întâlnit băieți care au fost într-o relație cu o fată și au fost foarte bine cât timp au fost în relație, după aia s-au cam stricat. Au venit la varianta care era înainte de relație. La Delta, știi, de la Omicron. Și Da, nu. E altceva ca fata sau respectiv băiatul să-ți dea ție ca persoană un impold în relație. Adică dacă Ana îi spune lui Ion, uite, ar trebui să iei în considerare faptul că nu prea citești și uite, să citești și tu zilnic din Biblie. Hai să vorbim, da? Vedem. Ca ea să-l încurajeze, hai să studiem împreună. Și după, el poate reușește să citească în continuare. Cum ai spus și tu, el la un moment dat trebuie să-și dea seama că trebuie să facă acest lucru pe picioarele lui, fără un ajutor extern. Adică poate tu i-ai dat un imbold, dar el ca persoană trebuie să-și dea seama că are nevoie de acest lucru, nu? Este una să încurajezi și alta este să îi pui așa permanent pe tavă cum sunt copiii de 6-7 luni hrăniți, știi? Adică deschide gura și gata, pentru că el habar nu are. Adică, asta, știi? Da, exact, adică da, face asta, dar după trebuie să vină schimbarea și din partea lui, adică să vină acea dorință de a evolua și de a face un lucru pe care prietena sau prietenul, nu știu, l-a propus. Bun. Vreau să mai iau o întrebare ultima, o să încerc să răspund rapid și apoi dacă ai completări, Denisa, simte-te liberă, am ceva în minte vis-a-vis de întrebarea asta. Spune așa, de ce fetele azeșe sunt, adică adventiste de ziua șaptea?
Da. Sunt mai pretențioase și fițoase. Sunt mulți băieți azeșe cu suflet bun, dar cu o stare financiară nu tocmai pe placul lor și fetele nu le dau nicio șansă. Dragă Just Mai, că n-avem un nume, avem așa... Nu avem un nume. E ceva criptic, un pseudonim. Am auzit părerea asta la foarte mulți băieți. Și la unii pe care îi cunosc, mai bine sau mai puțin bine, din punctul meu de vedere, și apoi o să zic și Denisa, cum vede ea din perspectiva unei fete, foarte rar o fată te respinge pentru că n-ai bani. Foarte rar. Sunt iar o fată care te respinge doar pentru că n-ai bani, nu merită atenția ta. Adică n-ar exact. Trebui sub nicio formă să-ți faci griji de o fată care te respinge doar pentru că n-ai bani. Exact. Mie mi-e teamă că sunt alte probleme de comportament, poate, de lipsă de motivație, de a merge la sală, de a mânca mai puțin sau mai mult, da, de a face anumite eforturi personale, de a te eleva, de a citi, de a căuta, de a te dezvolta, de a te cunoaște, anumite lipsuri pe care o fată poate că din teamă sau din bun simț nu ți le spune. Nu o să spune niciodată, băi, știi ce, uite, mie mi se pare că ai putea să citești mai mult. Poate e rușine să zică chestia asta. Sau vede că ești o persoană care efectiv te faci de râs de fiecare dată când vii într-un grup. Nu știu, ești persoana aia care... Sau ești mereu cu gura mare, în sensul că te cerți, ești mereu cu o atitudine din asta, o pesimistă și te iei de ceilalți. Deci, fetele vor fi finuțe și nu vor spune treaba asta, dar le vei simți că dau un pas înapoi. Ori, nu te gândi la primul lucru din cauza portofelului, că nu ăsta este primul motiv pentru care o fată se dă înapoi. Și am auzit chestia asta și eu vreau să zic răspicat. Nu. Jordan Peterson spune așa, vrei să-ți găsești o parteneră potrivită? Fii tu bărbatul potrivit. La fel exact, și în cazul fetelor. Da, don't chase it. Adică nu căuta acum să vreau neapărat parteneră potrivită. Mie mi se pare foarte ok ca băiat, du-te la sală. Du-te la sală, efectiv. Apucă-te de chestia asta, citește măcar o carte pe lună, măcar o carte pe lună, apucă-te să-ți pui la punct relația ta cu Dumnezeu, fă-ți un jurnal, de ce nu? Începe să-ți scrii gândurile, începe să-ți faci ordine în viață. Gândește-te la un scop pe 5 ani, pe 10 ani, vezi ce faci cu cariera. Și lucrurile astea te vor face să fii atrăgător, nu buzunarul exact pe care îl ai. Adică sunt perfect de acord cu tine, pentru că, desigur, banii au o mare semnificație în ziua de astăzi, pentru că cu banii ne plătim mașina, utilitățile. Clar. Deci nu se pune problema că banii nu contează. Asta mi se pare o altă minciună. Dar... O extremă. Da. O extremă, exact, dar banii nu ar trebui să influențeze partenerul pe care îl alegi sau nu îl alegi, pentru că tu seara când pui capul pe pernă, nu o să spui noapte bună banilor, o să spui noapte bună persoanei care este lângă tine. Și ce fel de om vrei să ai lângă tine? Cineva care te înțelege, cineva care te iubește, cineva care te respectă și te face să te simți apreciată. O persoană care este gata să facă sacrificii cu tine și pentru tine, pentru că uite, eu ca să vin în fața voastră și în fața publicului, vorbesc despre părinții mei. Ambii părinți, când s-au cunoscut, au venit din familie cu situații financiare la vremea respectivă joase. Și au trebuit să se ridice împreună pe picioarele lor, adică nu au avut, de exemplu, susținerea părinților, cum eu în ziua de astăzi o am eu din partea părinților, pentru că așa s-a putut la vremea respectivă. Părinții, desigur, fiecare părinte oferă cât poate și cât vrea și cum poate, iar la vremea aceea așa au putut să se descurce părinții mei. La niciunul dintre ei nu s-a pus problema, nu o să continui relația mai departe pentru că, uite, ar trebui să mă uit la cineva care are mai mult sau... Nu. Și automat ține de educația pe care o ai, adică dacă o fată, de exemplu, dacă întrebarea este despre fete, dacă o fată poate este împinsă din cadrul familiei, să te uiți la un băiat care să știi sigur că e pus la casa lui și are ce să-ți ofere, este cumva greșit pentru că, este total greșit pentru că atunci când te căsătorești cu cineva sau intri într-o relație cu cineva, trebuie să înțelegi că tu trebuie să fii prima oară tu ca persoană un tot, cu Iisus, tu ca persoană un tot și nu să te completezi cu acea persoană, adică totul meu cu totul tău să se facă un gen, da? Adică construim specia împreună mea cu specia ta, exact, să devină genul nostru, da? Dacă vorbim în raport logic. Și atunci lucrurile se vor așeza mult mai bine, dar
Poate, din nefericire, sunt persoane, pentru că, uite, știu fete din liceu care nu erau azeșe, dar asta, ți-am spus, cred că ține mai mult de educație decât de apartenența pe care o ai la o anumită dominațiune. Erau fete care erau încântate de mașina pe care avea un băiat, dar acolo deja vorbim de vârste de 16 ani, când era în clasa 10-a, și fetele se uitau după aparențe, adică nu se uitau după dedesubturi care de fapt ele contează. Și automat când vii cu astfel de principii în ghilimele, nici nu le poți numi principii, e total greșit, pentru că atunci clar cauți ceva care iese de suprafață și nu este ceva ce poate să aducă valoare. Așa că o fată care de fapt este pretențioasă și poate voi o vedeți sfițoasă, cum a spus și Adriel, poate de fapt problemele pe care ea le vede sunt altele și nu vrea să le menționeze. Dar nu există treaba asta că ea nu o să meargă mai departe pentru că nu ai o situație. Mai e și un alt caz, Adriel, dacă, de exemplu, relația se întâmplă ca tu, nu știu, tu ca fată să ai 30 de ani și băiatul, nu știu, are tot 30 sau 33. Ai o vârstă în care trebuie să fii pe picioarele tale, să ai un job, dar dacă tu stai și nu faci nimic și situația financiară este foarte proastă, fata aceea nu o să dea înapoi pentru că tu nu ai bani, ea o să dea înapoi pentru că știe că nu o să vrei să participi la sprijinul financiar al familiei în viitor, o familie pe Corect. care voi doar trebuie să o formați. Da. Corect. Eu mai zic doar ceva rapid și trecem, că văd că mai avem câteva întrebări, mai avem și noi. Ideea e că, uite, nu cred eu că sunt atât de multe fete pe cum credem noi băieții atrase doar de bani. Sunt, sigur sunt, și băieți, și băieți și fete care sunt atrași Și doar băi de și partea fete. 100%, dar Da. nu sunt atât de mulți oameni. Faptul că, uite, Bianca Drăgușanu a spus că ea nu s-ar putea îndrăgosti de un bărbat care are Skoda Octavia, da? Toată țara a sărit în aer atunci și poate pe bună dreptate aș zice că oamenii au reacționat, da? Pentru că Da. opinia publică te sancționează când zici o prostie. Dar problema e alta, că eu întâi aș face tot ce ține de mine și după aia o să vezi că o să ajungi și la un moment la care o să-ți dezvolți gândirea critică în așa fel încât să-ți dai seama dacă o persoană e doar pe interes sau dacă chiar vrea să fie cu tine pentru cine ești tu. Exact. Persoanele care îți spun din start, eu mi-aș dori nu știu ce mașină, fetele, care au un cap numai nu știu ce nebunii și care vorbesc numai despre asta și vezi că profită de tine și îți dai seama și când plătești îți dai seama dacă profită de tine. Chiar dacă tu ești gentleman și tu plătești pentru amândoi și e normal să faci chestia asta, îți dai seama de atitudinea ei. Am văzut atât de multe fete cu bun simț, cu Am văzut și băieți lipsiți de bun simț sau cu bun simț care erau dispuși, mi-am uitat portofelul, plătești tu pentru amândoi și îți dau după și lucruri de genul ăsta. Îți dai seama dacă un om e pe interes sau nu. Dar investește în tine, investește întâi în tine. Nu știu, eu pledez mai mult pentru treaba asta și în relația ta cu Dumnezeu și lasă tu fițele altora. Deci la momentul în care ești focusat pe fițele fetelor, tu nu mai ai timp de ce ai tu de făcut. Exact. Și pierzi foarte mult. Și ca fată, cred că e același lucru. E același lucru. De ce mă refuză băieții? Păi, nu știu. Gândește-te puțin la câteva chestii pe care putea să le schimbi la tine. Sau măcar unul. Ok, pot să mai iau măcar o întrebare, pentru că să știi că de aici se leagă. Sunt cam aceleași Super. întrebări. O fată spune că a vorbit foarte mult timp cu un băiat, aproximativ un an și jumătate, mediu online, după aia și-a dat seama că e o crasă incompatibilitate între ei. Au vorbit un an și jumătate, zice, menționez că diferențele au apărut când ne-am întâlnit face-to-face. Adică, da, e de înțeles E că poți să atracția fii. de care am vorbit. Da. Zici, bă, de ce ai vorbit un an și jumătate dacă nu erați compatibili? Păi da, dar ne-am văzut față în față și ne-am dat seama că nu mai suntem ok. Și o altă întrebare care merge pe aceeași direcție, cum să refuz un băiat, dar să nu-l rănesc? Înțe Adică să înțeleagă băiatul? să-l punem în acel friend zone de care vorbeam la început. Da. Transparența, desigur, despre ea vorbim, dar contează și cum este folosită și când este folosită, desigur, pentru că este acum vorba de un an și jumătate, cum s-a menționat și vorbea în mediul online. Și poate n-au avut posibilitatea să se întâlnească, cine știe, poate el era în America, ea în România sau cine știe, alte probleme. Automat anumite sentimente au fost puse pe tavă de ambele părți, dar au numit la un moment dat fata, cum a spus Elizabeth, că am văzut că este numele, și-a dat seama că da, este această incompatibilitate. Nu este nimic greșit dacă el va fi rănit. Din păcate, trebuie să ne asumăm și acel risc, adică e atunci când ne Corect. supărăm părinții, nu?
Îți pare rău că l-ai rănit, dar l-ai rănit, nu? L-ai rănit-o pe mami, l-ai rănit pe tati, dacă ești supărat cu, nu știu, orice, mai ales când eram mai mici, adolescenți, da? Din păcate, lucrul acesta nu-l poți evita, dar ce poți să faci este să accepți și să îmbrățișezi acest efect negativ cu brațele deschise, pentru că ai și tu de învățat, o să aibă și el ceva și ai trebui să îi spui foarte deschis faptul că nu e nimic cu rea voință sau cu rea intenție, ar trebui să îi spui lucrurile fix așa cum s-au întâmplat, nu chiar poți să-i spui, pentru că asta e realitatea, nu credeai că o să se ajungă în punctul acesta, dar din păcate ajungi și nu merită să vă pierdeți în continuare amândoi timpul, adică lucrurile trebuie spuse simplu, dar ele vor răni. Adică asta se întâmplă mereu. Lucrurile trebuie spuse din nefericire, chit ca un final la care poate... Na, e mai neplăcut. O să rănești persoana. Da, e neplăcut. Da. Dar nu poți să fugi de chestia asta. Și într-o relație apar foarte multe chestii neplăcute. Adică până la urmă și conflictele dintre două persoane sunt absolut normale. La un moment dat chiar... sunt sau au o aură sănătoasă. În ce sens? Dacă știi să le gestionezi corespunzător, ele pot să aducă creștere. Dacă nu știi, ele distrug relația. Sau dacă da. Există o incompatibilitate atât de mare încât nu există loc de reconciliere, știi? Adică conflictul e constant și foarte mare. Ok. Uh-huh. Nu știu dacă tu mă auzi. Mă auzi și mă vezi? Da, tu mă auzi pe mine? Gata. Te și aud, te și văd. Ok. Scuze. Vreau să te întreb, cum poți tu sau cum vezi că ar putea cuplurile să păstreze puritatea într-o relație, până la căsătorie? Vorbim și despre cum vedem poate noi puritatea, dar am adresat întrebarea așa, la general. Da, e foarte simplu, Adriel, din punctul meu de vedere, prin și cu Dumnezeu. Atunci, într-o relație, când fiecare individ se focalizează pe el însuși, pe ea însăși, cum ai spus și tu, adică trebuie tu să devii mai bun, să devii mai bun, să ai o versiune mai bună, să citești, să te dezvolți. Așa și cu acest lucru. Trebuie prima oară să ai o relație clară cu Dumnezeu și să nu ai frica de oameni, că frica afla cineva că, uite, noi am prea curvit înainte de a continua pasul următor, de a necăsătorii. Nu trebuie să ai frică aceasta de oameni, pentru că nimeni nu este perfect. Trebuie să ai frică de Dumnezeu. Și cum putem păstra puritatea? Având o legătură strânsă și reală cu Dumnezeu. Adică nu trebuie să avem acea relație. Știi cum era la română, dacă nu mă știu, am învățat cumva prin liceu, forme fără fond, dacă sună cunoscut. Da, adică, cred că ți-i tu mai urât, dacă nu mă înșel. Exact, tu mi-ai zis că nu ar trebui să fim acea formă care de fapt nu are niciun fond în spate. Dacă dorințele tale carnale sunt mai prejos decât dorința de fapt de a-i fi credincios lui Dumnezeu în lucrurile mari și mici, unde pui dorința carnală și unde pui... Denisa, încă nu te auzim foarte bine, cel puțin eu nu te aud foarte bine. Așa, acum. Acum mă auzi? Acum te aud. Da, scuze. Da. Din păcate, netul îmi face probleme pe ambele părți. Fie că stau pe 4G sau pe Wi-Fi, nu știu ce se întâmplă. Și ce spuneam este că dacă dorințele tale carnale sunt mai prejos decât dorința de a fi credincios lui Dumnezeu, în lucrurile mari și mici, fie că vorbim de puritate sau alte aspecte, tu ai câștigat lupta, pentru că este vorba unde pui pe scară, unde îl pui pe Dumnezeu, unde pui dorința ta carnală, dorința ta de... Exact, dorința ta de a face mai multe lucruri care de fapt nu sunt la locul, nu este în regulă să le faci cu prietena sau cu prietenul. Dacă suntem maturi și ar trebui să vorbim despre aceste lucruri, indiferent de vârstă, hormonii zboară, da? Adică, mă auziți? Da, eu te aud acum. S-a întrerupt foarte puțin, dar am înțeles ideea. Puneai despre hormonii care zboară. Scuze. Uh-huh. Da, exact. Până acolo m-ai auzit? Până acolo, da. Exact, ok, bun, ca să nu reiau de două ori. Vreau să spun că da, hormonii zboară, fluturii prin stomac și este perfect normal, mai ales într-un cuplu care se iubește, pentru că vorbeam despre această atracție fizică. Dar asta nu înseamnă că avem dreptul de a
pune piciorul pe un tărâm care aparține lui Dumnezeu, pentru că actul căsătoriei este un act sfânt. Și atunci puritatea nu ar trebui să fie ca o obligație pe care Dumnezeu ar trebui să spună mulțumesc că mi-ați respectat-o. Nu! Din contră, este ceva ce ar trebui să vină natural și chiar este greu, trebuie înțeleagă faptul că are o anumită notorietate și o anumită valoare în ochii lui Dumnezeu. Hai să ne gândim la medici, nu? Faci 6 ani, după intri la rezidențiat și, nu știu, la cardiologie. Tu poate știi mai bine cât e rezidențiatul la cardiologie. Cred că 5 ani? Cred că așa, cred... da. Știu că rezidențiatul pune până la 4 ani și unele sunt de 6-7, da. Da, cred că 6, nu știu, neurochirurgia, nu știu. Hai să spunem de cardiologie, că asta mi-a venit prima oară. După 5 ani, de-abia atunci îți iei parafa. Tu ai dreptul să ai proprii tăi pacienți înainte să-ți iei parafa? Nu ai voie. Ai avut nevoie de o pregătire înainte ca să treci la pasul următor. Tinerii ar trebui să privească acest lucru și în problema și în situația cu puritatea. Nu trebuie să sărim noi 10 pași și să mergem direct acolo în punctul în care trebuie. Nu te mai aud foarte bine, Denis, nu? Nu știu dacă tu mă auzi. Eu vă aud. Ok. Acum te-am auzit și eu. Până acum, ultimele propoziții mai puțin. Văd că ne-a scris Lidia, uite, 6 ani, se fac la cardio. Mulțumim. Radu Popa. Revenim la subiectul ăsta al purității imediat. Vreau doar să facem un intermezzo așa rapid. Radu Popa mi-a zis că l-ar ajuta o părere. Spune așa, simt că fata cu care conversez de ceva vreme nu-mi întoarce atenția în același fel în care eu o fac. E greșit să mă aștept la același lucru din partea ei sau e prematur? Păi, de cât timp vorbiți? De ceva vreme. Asta vreau să spun și eu, Radu, dacă ne poți spune de cât timp vorbiți, pentru că la început chiar spuneam, dacă vorbiți de 2-3 zile, pretențiile sunt cam de vreme. Dar dacă deja aveți conversații de 2-3 săptămâni, deja discuția ar trebui să meargă într-un anumit punct. Deci dacă ai fost cumva respins, clar ar trebui să dai înapoi, dar depinde de cât timp vorbiți. Eu nu sunt de părere, nu știu, cel puțin ceea ce mă privește pe mine, am făcut treaba asta. Dacă efortul de a ajunge la o fată, de a o cunoaște, e mult prea mare, nu efortul în sine că trebuie să te duci, nu știu, la distanță, ci efortul în sensul că încerci să ajungi la ea și... Da, și vezi că nu. E foarte tricky. Uite, Radu ne zice 2 ani. În ochii ei și să cumva să câștigi atenția ei. Da, da, exact, exact. Dacă te chinui și te lupți pentru chestia asta, s-ar putea să nu fie tocmai cea mai bună idee. Nu știu dacă ai văzut comentariul lui Radu, ne-a zis că 2 ani. 2 ani. Da, ar trebui, din păcate, să nu mai aștepți. Probabil fata nu are curajul, din păcate, ceva ce ar trebui, pentru că vorbeam până acum de transparență și suntem oameni maturi și ar trebui să spunem lucrurilor pe nume. Poate nu are curajul să-ți spună, dar după 2 ani, dacă ea nu îți întoarce corespunzător cantitatea pe care tu îi oferi de atenție, nu cred că, din punctul meu de vedere, nu cred că merită să continui. Da, subscriu. Despre puritate vorbeai. Mi-a venit o idee scurt acum și poate după aia vrei să-ți continui gândurile. Mă gândeam la faptul că e foarte ușor să pici în păcatul ăsta al lipsei de puritate în momentul în care încarci niște limite. Bun, vreau doar să creez contextul un pic pentru cei care poate nu fac parte din Biserica Adventistă sau nici măcar nu sunt creștini. Bun. Podcastul ăsta nu e doar pentru persoane creștine, e pentru oricine, adică noi suntem creștini, dar podcastul e pentru toți cei care doresc să urmărească, tineri sau mai puțin tineri, o discuție despre relații. Noi considerăm că sexul înainte de căsătorie este greșit. Noi creștini. Noi considerăm că ar trebui ca să păstrezi o anumită puritate înainte de căsătorie, tocmai pentru că, așa cum spunea și Denisa, căsătoria este o instituție sfântă pe care Dumnezeu a instituit-o încă de la începutul lumii. Prima căsătorie dintre Adam și Eva. Acum, eu îmi dau seama că ceea ce spun, adică e... nu neapărat că e banal, ci este efectiv
total, total, total neacceptat în societatea noastră. Nu în România, nu de doar ploaie. În România. Da, e o prostie pentru mulți treaba asta, adică nu înseamnă nimic. E o gândire demodată. Eu mi-o asum și cred că este o gândire curată și normală și sănătoasă. Într-o lume în care nu mai există o busolă morală, cum spuneam, e foarte ușor, e societatea one night stand, adică asta e societatea în care noi trăim acum, fie că vorbim de România sau de America sau de Olanda sau Belgia sau Germania, e cam același lucru, pentru că suntem conectați cu toții prin internet. Și din punctul meu de vedere, e foarte ușor să ai parte de lipsa purității, cât timp tu încalci niște limite. Dacă ai niște principii și ți-ai pus niște bariere de la bun început, tu știi până unde poți să mergi sau cât îți permiți. Tu știi că poate nu vrei să stai noaptea târziu singur în mașină doar cu prietena ta, când știi că poftele se intensifică foarte tare și când știi că amândoi începeți să... Da, și cortexul prefrontal nu își mai face treaba atât de bine pentru că ești obosit, pentru că ai nevoie de somn și s-ar putea ca nevoia de somn să o transferi într-o nevoie de altceva și s-ar putea să nu mai ai niciun fel de control și de voință, pentru că acolo e și centrul moralității și inhibiției și a voinței și s-ar putea ca toate să scadă în intensitate și să ajungi să faci o greșeală pe care apoi o regreți sau să ajungi să faci un obicei din treaba asta. E destul de ușor să calci pe bec când calci niște limite. Când tu ca băiat, de exemplu, privești foarte multe lucruri pe internet pe care știi că n-ar trebui să le privești, sau ca fată, pentru că nu e o chestiune strict masculină, când nu-ți rezolvi probleme de genul ăsta, s-ar putea ca să ajungi în relație să treci limite. Și s-ar putea ca să fie foarte multe persoane care ne urmăresc care au trecut deja limita asta. Ce aș vrea să zic e că Dumnezeu nu ne condamnă pe viață pentru o greșeală sau câteva greșeli făcute. Dumnezeu, asta e că oricât de rău sau de căzut ai fi, tot la El ești mai bine. Adică tot dacă te întorci la El ești salvat și mântuit. Da, exact. Tot acolo îți găsești fericirea și împlinirea. Chit că ai făcut prostii sau n-ai făcut. Iar dacă n-ai făcut, nu e sfânt. Ești pur și simplu o persoană care să-i mulțumească harului lui Dumnezeu că a fost ferită să facă anumite prostii sau anumite lucruri care ar fi pătat în vreun fel onoarea sau sufletul sau mintea și așa mai departe. Dar pentru mine, adică greșeala se produce cu mult timp înainte să se producă greșeala. Se produce de la momentul la care tu nu ți-ai pus niște principii clare în minte, tu nu ai păstrat niște limite. La oamenii care își doresc totuși să-și păstreze puritatea, nu se întâmplă dintr-o dată chestia asta. Se întâmplă treptat. Așa că dacă te afli în procesul ăsta, nu ai ajuns încă acolo, dar simți că în relația în care te găsești tot depășiți bariere, tot depășiți bariere, tot depășiți bariere și mai mult și mai mult și mai mult și mai mult și merge foarte mult pe latura fizică, stop, fă reconfigurare traseu și gândește-te la chestia asta, pentru că nu e, poate nu e cea mai sănătoasă relație. Nu sunt eu în măsură să zic desparte-te sau nu mai vorbi cu persoana respectivă, că nu știu, dar gândește-te serios, roagă-te și gândește-te serios la chestia asta. Chiar e cel mai bun lucru pentru tine și pentru partener sau parteneră? Da, asta am vrut să zic. Poate mai vrei tu, Denisa, mai aveai gânduri? Doar ca o mică încurajare, pentru că, cum ai spus și tu, din rândul tinerilor sunt persoane care au săvârșit acest păcat, un păcat care este foarte clar spus, scris de către Dumnezeu. Voiam doar să amintesc, așa ca o încurajare, faptul că în special generația noastră se confruntă cu această problemă, poate și din cauza serialelor sau din cauza nudității excesive pe care o vedem peste tot și, din păcate, cumva creierul nostru merge pe pilot automat și, cum ai spus și tu, nu mai gândim și nu mai luăm informația ca atare. Trebuie să nu uităm că, de exemplu, în cele 10 porunci se menționează să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, dar și nici să nu prea curvești. Și, de exemplu, ne-am obișnuit atât de mult, societatea aceasta s-a obișnuit atât de mult. De exemplu, vorbim de societatea creștină. Uite, ăla a mințit, de ce mai minți? Și după aia treceți mai departe. Dar dacă afli de cineva că a prea curvit, punem păcatul acesta pe o treaptă mult mai înaltă, pentru că așa suntem noi obișnuiți. Dar vedem că înaintea lui Dumnezeu și minciuna și prea curvia sunt la fel de grave, pentru că le-a pus în decalog. Și ce vreau să spun este că așa cum hotărăști după să nu mai minți și să încerci să spui adevărul, indiferent că doare sau nu doare, la fel ai posibilitatea să te transformi, pentru că
Practic, noi îl răstignim pe Hristos în fiecare zi, pentru că în fiecare zi păcătuim și de fiecare dată noi când facem greșeli, noi îl răstignim pe Isus. Și atunci avem posibilitatea să ne cerem iertare, să nu mai facem acel lucru. Sunt multe cupluri care au călcat strâmb înainte de căsătorie și știi ce spun? Dacă am făcut-o odată, oricum, o facem și în continuare, pentru că oricum o să ne căsătorim, adică se păcălește singur că este în regulă, da. Pentru că oricum ne căsătorim, așa că este ok. Nu. Ați ajuns în punctul în care să o faceți odată, atunci opriți-vă, rugați-vă, postiți, încercați să vă cunoașteți, să-L cunoașteți mai bine pe Dumnezeu și să vedeți ce Corect. Vrea El de la voi, Corect. Astfel încât păcatul să nu se mai repete, pentru că spune că Dumnezeu ne iartă imediat când noi ne cerem iertare și regretăm pentru ceea ce am făcut. Și trebuie să simțim asta, pentru că dacă noi în continuare ne simțim vinovați și ne rugăm pentru același lucru, spune că este un păcat înaintea lui Dumnezeu să avem impresia că El de fapt nu ne-a iertat. Nu, El ne-a iertat, dar trebuie să ne dăm seama că nu a fost ok. Dacă noi continuăm să facem același lucru, înseamnă că pur și simplu ne păcălim pe noi înșine și nu este în regulă. De aceea încerc să menționez faptul că, bun, ai păcătuit, sunt foarte multe păcate pe acest pământ, toată lumea păcătuiește, dar trebuie să nu mai repezi greșeala pe care ai făcut-o, pentru că vine cu multe consecințe și vine cu anumite consecințe pe termen lung. Corect. Și s-ar putea ca la un moment dat să te urmărească vinovăția, rușinea, alte lucruri de genul ăsta. Exact, exact. Însă tot în Hristos vor trece. Deci vor trece la un moment dat toate lucrurile astea în momentul în care ai o relație cu Dumnezeu și idei. Tu nu-ți mai legi identitatea de ce ai făcut, ci de cine ești. Cine ești în Hristos? O ființă nouă, salvată, eliberată și restaurată. Asta spune Biblia că ești. De asta eu cred că ceea ce noi spunem acum nu este o nu e o încurajare pentru a păcătui și a trăi în prea curvie, cum ai spus tu mai devreme. Este pur și simplu o încurajare pentru cei care au făcut treaba asta. Da, pentru asta am și vorbit, pentru persoanele, da. Pentru că sunt multe persoane în generația noastră care au impresia că dacă au făcut acest lucru, nu mai trebuie să calce în societate, sunt pierdute, nu mai trebuie să calce într-o biserică și încerc să le spun că nu este în regulă ce ai făcut. Ok, te-ai trezit, te-ai dat cu o găleată cu apă rece peste față, dar acum trebuie să treci mai departe și să nu te lași închis și să ai impresia că tu cum ești pierdut pentru un singur păcat pe care l-ai făcut. Este grav, da, dar pentru că l-ai făcut, asta nu îți marchează sfârșitul tău dacă Corect. O să fii salvat sau nu. Asta ține de felul în care tu îți vei continua viața. Corect. Tot pe subiectul ăsta al purității am primit niște întrebări și spune așa Ana Andreescu, vis-a-vis de puritate. Ce părere aveți despre anumite gesturi intime, de exemplu sărutul sau anumite îmbrățișări prelungi? How far is too far? Și Alin ne-a întrebat același lucru. Dacă sărutul în timpul prieteniei este permis? Permis de cine? Da, nu înțeleg îmbrățișările prelungi, adică îmbrățișările care au o durată mai mare, bănuiesc, adică mai lungă, pur și simplu acele îmbrățișări, nu știu termenul. La asta Probabil se referă? Probabil că e vorba despre atingeri intime, probabil că este vorba despre, nu știu, Ah, ok. lucruri de genul ăsta care ar face în mod normal parte dintr-un preludiu al actului sexual și lucruri Am felul ăsta. Înțeles, am înțeles, da. Da, Dacă vorbim de un preludiu sexual, deja ne aflăm în cealaltă tabără pe care am menționat anterior și care ar trebui să nu se întâmple. Acum vine întrebarea din partea unei fete legată de gesturi intime, așa că poate ar prinde mai bine să afle perspectiva unui băiat, de aceea, Adrian, îți dau cuvântul. Da, pe mine m-a pornit încă ultima întrebare a lui Alin despre sărut. Faci o referire și la Dumnezeu, dacă e bine văzut de Dumnezeu. Am avut un podcast cu băieții, nu știu dacă ai urmărit tu când am vorbit despre asta, despre sărut înainte de căsătorie și am avut păreri împărțite noi. Sună cunoscut pentru că probabil atunci ai postat pe Instagram o mică da. Parte. Sau... Da, da, exact. da. Și... Eu pot să zic sincer că după toată tevatura asta, pentru că există discuții, cât, cum, eu consider că nu există un rețetar. Eu n-am găsit un rețetar sănătos. Pentru mine am găsit însă un barometru. Pentru mine, cu cât e mai puțină implicare fizică, cu atât e mai bine. Adică cu cât am grijă,
Și nu vorbesc neapărat despre lucrurile normale. A ține de mână, a merge cu fata respectivă apropiată, a te îmbrățișa. Dacă vorbim de săruturile, uite, limbaj tehnic, săruturile, da. Nu, mă amuză chestia asta cu când discuți concret, știi, despre săruturile franțuzești sau săruturile nu știu cum, sau înțeles. Cât să săruți, săruți 2 secunde sau 20 de secunde, adică deja mi se pare copilărești, știi, poate dacă ne urmăresc cu oameni maturi, să uite, bă, ăștia nu sunt pe treaba lor, știi, discutezi pe niște chestii de genul ăsta, băi, dacă tu vrei să fii sincer înaintea lui Dumnezeu, roagă-te și caută sincer să vezi ce trezește în tine, orice faci și din punct de vedere fizic și din punct de vedere, nu știu, conversațional cu persoana respectivă. S-ar putea la un moment dat ca să nu te săruți, să spui, băi, eu nu mă sărut. Deci nu fac chestia asta, nu? Că mi se pare mie păcat că e nasol de tot, nu mă sărut. Dar vorbesc într-un anumit fel încât să știi să pornesc persoana respectivă sau zic niște anumite lucruri care n-ar trebui spuse, știi? Un limbaj din ăsta explicit. Obscen, exact. Fac glume obscene iarăși. Sau zic că nu, eu nu sărut, doar mângâi. Știi? Sau eu doar mângâi, nu sărut. Sau doar... Fiecare dintre noi știe, pentru că se folosește de diferite scuze de genul ăsta. Acum întrebarea e ce trezește treaba asta în tine? Și o să zic sincer, exact. Dacă tu ca băiat simți că intri, te pregătești pentru actul sexual efectiv când faci treaba asta, dacă tu simți că ai parte de... Și o să zic sincer, eu nu cred că există un băiat care e potent și care dacă este cu o fată și se sărută minute în șir, noaptea în vreo mașină sau pe nu știu unde, să zică, bă, eu nu simt nimic, nu sunt vulnerabil, n-am nicio problemă. Adică da, dar mai este o chestie, te poți controla, Adriel, pentru că nu suntem acum, da, animale și să fim în sezonul acela de împerechiere și să nu te poți, să n-ai un autocontrol. Adică știi senzația când te duci să mănânci la un fast food și parcă ai mâncat și mai mult și mai mult? Mm-hmm. Alegi când te oprești pentru că știi că nu o să fie în regulă, o să te simți rău și așa mai departe. Cred că la fel putem duce discuția și aici. Ca să-mi înțelegi de ce merg în direcția asta, este pentru că eu, de exemplu, sunt pro sărutului, ca să spun așa, dar desigur în limit sale, astfel încât, cum ai zis și tu, să nu trezească și să nu ducă într-o extremă care nu ar putea să fie în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Uh-huh. Adică trebuie să înțelegem că avem capacitatea de a deosebi ce este bine, ce este rău, cât să înaintăm, cât să dăm înapoi și practic cumva noi să ținem, cum se numesc, mapeți, cum se zice în română, la acele... Marionetele alea. Marionete, exact, la marionete care sunt controlate. Așa avem și noi puterea să controlăm cât să dăm, cât să simțim, cât... Ai spus și tu, eu nu te mai aud foarte bine. Scuze, acum gata, te aud. Acum te aud. Ok, spuneam că contează și când te săruți, cum te săruți și automat atunci, cum ai spus și tu, orice băiat probabil simte când poate intervin mai multe simțiri sau se simte cumva deja în al nouălea cer, atunci clar trebuie să se pună stop sau să nu se ajungă acolo. Să nu se ajungă acolo, dar trebuie să înțelegem, cel puțin eu așa văd lucrurile, o relație înseamnă, adică mă țin de mână cu prietenul meu bun, dar dacă nici să mă îmbrățișez sau să nu am acolo o intimitate inocentă cu el, păi atunci înseamnă că îl cataloghez ca orice altă persoană, pentru că nu vorbim acum de atingerile indecente, vorbim de niște atingeri care sunt în regulă, adică nimic care să depășească moralitatea, dacă putem spune așa. Okay. Adică, dar dacă deja vorbim de gesturi intime, pentru că sunt multe alte cupluri care consideră că anumite relații de natură sexuală sunt în regulă înainte de căsătorie, acolo deja dăm în altă eră, ca să spun așa. Dar dacă tu ai puterea să te oprești, cum ai spus și tu, adică bun simți, dar totuși, nu suntem animale, avem un creier, nu? Avem acolo puterea de a alege și puterea de a spune stop. E, din perspectiva unei fete, da, îți înțeleg punctul de vedere. Din perspectiva unui băiat e mai greu. De ce zic treaba asta? Sunt foarte puțini băieți care își păstrează mintea curată.
Și asta o zic statisticile, din păcate. Adică, da, știu, asta și-am vrut, ești... pentru că știu că asta e statistic vorbind. Când tu, ca un băiat care poate îți dorești să-L urmezi pe Dumnezeu, dar totuși te expui în mod constant la o grămadă de stimul de genul ăsta din mediul online sau de oriunde. Acum facilitează și Instagram-ul treaba asta, pentru că vezi oriunde. Și dacă mintea ta, știi, căile alea neuronale, da, din nou și din nou și din nou și din nou înfloresc, nu neapărat că ești animal, dar dacă ai doar chestia asta în minte, tu ești aici. De asta eu cred că o fată care e, cum ai spus tu, principială, și un băiat care e așa, ar putea să discute de la bun început care sunt limitele. Uite, eu am auzit de cupluri care discutau, băi, uite, să știi că sărutul pe gât pe mine mă pornește foarte tare. S-a întâmplat. Și atunci să nu mai faci. S-a întâmplat chestia asta cu cineva în trecut. Și nu s-a ajuns mai departe, dar am simțit lucruri pe care n-aș vrea să le simt, că nu mi se par ok. Și atunci am zis, te rog frumos, uite, dacă noi avem momente tandre, suntem împreună, chestia asta pe mine, eu știu că mă pornește foarte tare și nu-mi face bine, mă face să mă simt vinovată sau vinovat în conștiință. Adică au avut niște discuții destul de serioase înainte și eu i-am apreciat, mi s-a părut interesant modul lor de gândire. Pe de altă parte, vezi chestia asta, pentru unii e ok să nu te săruți, să nu te iei de mână, adică au chestia asta și am văzut că sunt foarte ok după căsătorie. Pentru normal, mine e greu. Normal. Știi că sunt limbajele alea alugherii, de iubire. Da, cele 5 limbaje ale iubirii. Da, adică unii prin îmbrățișări, dar nu non-sexuale, da, prin îmbrățișări, da, exact, de mână, ei simt limbajul fizic. Exact, simt atașamentul. Nu poți să-i judeci să spui că sunt oameni imorali sau că sunt predispuși la, nu știu ce, acte sexuale nepotrivite. Exact, sau... exact. De asta nu e bine să generalizăm. Eu m-am ferit de rețetar. Am încercat pentru mine, în relația cu o fată, să gândesc lucrurile cât se poate de curat și de onest. Adică să-mi păstrez eu mintea curată. Să nu duc eu, pentru că totul pornește de la gând, cel puțin la noi, și sunt convins că și fetele au chestia asta. La oricine, exact, de la gând. Gândul. Deci e clar, de la asta pornește. Și dacă eu îmi imaginez în mintea mea ce aș face și cum și unde și prietenei mele, păi se va întâmpla la un moment dat, că voi împinge lucrurile în direcția respectivă, iar dacă ea nu spune stop, ori se întâmplă, ori ne despărțim, știi, cam asta e. Și multe fete cred că au presiunea asta de la prietenul lor, dacă mă iubești, faci asta pentru mine, știi? Ceea ce mi se pare probabil cea mai mare prostie, pentru că persoana respectivă înseamnă că nici măcar nu are frică de Dumnezeu, adică să ajungi în punctul în care să-mi spui tu cum să îmi conduc viața și practic ce să fac și ce să nu fac, mai ales că vorbim despre un lucru sfânt, da, adică deja, da, e trist. Da, și e dureros că, uite, dacă ești o fată în situația asta, nici nu mai sta pe gânduri, dă-i papuci, nu știu, din punctul meu de vedere, și, da, un băiat de meu. Genul ăsta... Nu te respectă, nu te iubește, nu el se, da. E vorba de băieții răi de care vorbeam la început. Exact, da. Bombardieri. Da, exact. Da, exact asta este. Da, e un subiect interesant și clar că nu putem să-l clarificăm 100%, dar îți mulțumesc că ai fost vulnerabil, ți-ai spus punctul tău de vedere pe tema asta. Cred că puritatea pe mulți tineri îi interesează, care sunt sinceri înaintea lui Dumnezeu. Eu pledez pentru puritate înainte de căsătorie, chiar dacă ai greșit. Adică dacă ai greșit, nu înseamnă că ești pierdut, ci înseamnă că poți de acum înainte să fii pur. Okay, exact, ce spuneam. Da. Decide de astăzi să fii pur pentru Hristos. Dar nu doar că te stai pe coș de nucă și zici, bă, nu fac, că o să faci. Problema nu e așa, ci ideea este să înlocuiești obiceiurile negative cu ceva pozitiv. Exact. Și eu cred că relația cu Dumnezeu poate să rezolve enorm de multe chestii. Sport, relație cu Dumnezeu, relații bune cu ceilalți, cum ai spus să tu. Să ții mintea ocupată cu lucruri care îți aduc satisfacția că sănătoasă, exact, că poți să devii mai bun, că uite, poți să evoluezi, adică lucruri care nu te macină și care nu te fac să devii cumva sedentar. Da, stai acasă toată ziua pe Instagram și vezi ce mai fac alții sau te mai gândești, băi, dar ce nasoală e viața mea, știi? Exact. Să știi că avem, nu știu dacă te-ai uitat la timp, acum m-am uitat, m-am uitat fix acum, avem o oră și 48 de minute. Da, uite, 49, ce repede trece timp. Da, așa se întâmplă la o conversație interesantă. Eu vreau să te întreb, deci mai am o întrebare și cred că după, clar că am trebuit să încheiem. Da. Dar... vreau să te întreb dacă, asta e cea mai importantă întrebare, dacă ai mai vrea cândva să mai facem un episod cu întrebările rămase, că mai sunt întrebări. Au rămas, cred, multe. Că și eu mă gândeam la câteva pe care cumva să le pun publicului și să vedem
răspunsul din partea urmăritorilor, dar da, cred că ar merita să continuăm pentru că este un subiect de actualitate și cred că tinerii au nevoie de o perspectivă tot a unor tineri, pentru că de sfaturi din partea oamenilor mai mari care sunt trecuți prin viață și poate au făcut și la tinerețea lor de n-au mai putut, iar acum când sunt sătul de viață, sunt aparaschiva. Cred că toată lumea este sătulă și ar trebui să încercăm să fim sinceri cu noi și să vedem și din perspectiva tânăr-tânăr, știi, unul tânăr, la unul. Exact. Păi de asta da. Am și gândit episoadele astea, că mulți ne-au zis, bă, vă credeți acolo experți în relații, Da, Dr. de Love? unde? Nu, nu. Nu, 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 nu e vorba de niciun Nu. Dr. Love, de nu suntem niciunii dintre noi cunoscători și bă, dăm sfaturi Da. dintr-un alt cerc, nu, ci pur și simplu vorbim. Știi cum spunea cineva, toți suntem în morcirlă, dar unii ne mai uităm la stele, știi? Cred că Oscar ceva Wilde de zicea. Genul. Da, ceva da, de genul. Cerca și noi să ne uităm la stele, dar suntem tot acolo, adică toată lumea e acolo și toată ideea e să ne uităm toți spre stele, știi? Și poate Important ușor, e să ușor... clădim idei împreună, adică asta e Exact. ideea. Nu e Exact. că am eu dreptate sau tu ai dreptate, de asta întotdeauna am încercat să spun din punctul meu de vedere, pentru că lumea este plină de puncte de vedere și este loc pentru toată lumea. Corect. Uite, știi că la un moment dat am discutat despre întrebări și Da. cred că ar fi ok dacă ai alege tu o întrebare, poate ai una dintre ele care îți place foarte mult de acolo și ai vrea neapărat să, nu știu, să punctezi, da? Să spui ceva. Dacă Da. alegi tu una, ok, e Ok, foarte bine, perfect. pe final. Și vreau să aud prima oară punctul tău de vedere și apoi Ok. o să intervin și eu dacă cumva este la polul opus sau pe acolo. Este bine ca după nuntă cuplul nou format să locuiască un timp cu părinții sau cu socrii? Măi, pentru mine și pentru experiența mea, dacă aș fi nou căsătorit, în afară de o situație extrem, extrem de critică în care efectiv n-aș avea nicio altă oportunitate, nu aș alege să stau cu părinții după nuntă. Pentru că zice Biblia că acei doi, na, să fie un Da. singur trup și să meargă la familia Da. lor. Nu mi se pare ok din multe puncte de vedere, din foarte multe puncte de vedere nu mi se pare bine. Multe Cred că familii se destramă din cauza asta, pentru că aleg să stea cu socrii sau cu părinții unuia dintre cei doi. Acum, nu vreau să judec, că nu știu. Vreau să zic doar pentru mine atât. Că nu e cea mai bună chestie. Dacă m-am căsătorit, susțin că sunt autonom financiar și că aș putea să-mi permit sau măcar să vorbesc cu părinții ca un timp până voi fi autonom să te financiar, ajute. Să mă ajute, pentru că e pentru sănătatea relației noastre și pentru că e mult mai bine așa și pentru că e vorba de intimitate și e vorba de responsabilitate și e vorba de a clădi o familie și e vorba de multe. Și acum să o zicem sincer, între noră și soacră, vor fi poate lucruri bune, nu zic că e nu, dragoste știu, cu e dragoste cu năbădăi. Da, da, vezi, o să fie, nu... mamă, cum l-am învățat eu și făceam de mâncare și acum tu îi faci cartofi ca, pa, oleu, ce l-ai, băi, învață să-i gătești, că eu l-am ținut pe mai ales mamele de băieți, eu cred că sunt așa, știi, adică eu am văzut treaba asta, țin foarte mult și am prieteni care au mame așa foarte... Nu neapărat posesive, dar iubesc foarte tare, știi? Și dacă ele au gătit într-un fel, au făcut curățenie, el nu se pot abține să nu zică, știi? Băi, dar ar trebui să fie mai curățenie la voi, ar trebui să țineți, ce faceți cu aia, ce faceți cu aia? Te poți scuti de multe probleme, zic eu, dacă te muți. Părerea mea. Nu știu dacă mă mai auzi. Sper că nu te-ai mutat, n-ai plecat. Ești încă nu în stream? M-am mutat, da, este Wi-Fi-ul meu se cam mută, cred că pe la vecini, dar eu nu m-am mutat. Ok, da. Am înțeles. Bun. Mai aveai ceva de adăugat la întrebarea asta sau putem să încheiem? Nu, putem să încheiem. Sunt fericită că a venit răspunsul acesta, pentru că și eu eram de aceeași părere și sper că urmăritorii sau cei care urmează să se uite la acest podcast să aibă clar în minte că treaba asta de a locui cu părinții și că e bine că trebuie să dea sfaturi, că n-aș sunteți la început și poate aveți, este o invenție a omului, pentru că nu este invenția lui Dumnezeu. Spune că bărbatul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, adică nu se va lipi de mami și tati și nevasta, adică lucrurile trebuie privite clar și sper să, oricum de obicei tendința asta vine mai mult din partea părinților băieților, adică hai să vină la noi sau hai să locuim împreună, nu știu ce, și fetele ar trebui să
pună foarte bine la, cum se spune, la dospit informația aceasta și să înțeleagă faptul că nu este în regulă, nu este în regulă și nu ar trebui să se continue pe astfel de idee, pentru că micile probleme apar, cum ai spus și tu, fie că vorbim de gătit sau de pur și simplu daturi cu părerea că e deja sport național. Da, și e deranjant, e deranjant, mai ales Da. pentru început. Și așa sunt o Da. grămadă de chestii, cred eu, la început complicate și adaptarea la o viață cu cineva nou în casă Da, și și trebuie să multe. fiți doar voi doi, simplu. Exact. Da. Denisa, unde te găsesc oamenii? Poate că sunt și oameni din zona noastră, Dublu Sens Da. Podcast, care vor să te urmărească și cu ce te ocupi tu? Da, eu sunt Denisa Dinu, cum spune și aici numele meu, a spus pentru aproximativ 2 ore pe ecran. Sunt din Ploiești, sunt în prezent ultimul an student la master în cadrul Academiei de Poliție pe Criminalistică și mă puteți găsi pe Instagram sub numele Denisa underline Dinu, la fel și pe Facebook. Și acolo aveți posibilitatea să faceți parte din comunitatea mea, unde de obicei, cum a spus și Adriel la început de podcast, postez de obicei mâncare sau când merg eu la sală, încerc să promovez anumite valori care poate astăzi în mediul online și nu numai s-au dat uitării, ca să spun așa. Foarte tare ceea ce faci, Denisa, să știi că ești o prezență tonică în mediul online și de mare ajutor pentru tinerii care vor să-și mai păstreze principiile, că tot am Mulțumesc vorbit frumos! de puritate, știi, și de lucruri de genul ăsta. Am spus multe blasfemii pentru o societate seculară, am spus multe lucruri Asta care este. sunt poate la prima vedere din secolul trecut. Nu ne credeți pe cuvânt, încercați-le și o să vedeți că dau rezultate foarte, Și dacă foarte bune. nu, cercetați Biblia. Dacă nu cercetați Biblia, exact. Să Da. știți că am auzit multe persoane în ultima perioadă care, domne, nu e, domne, Biblia nu e ce trebuie, e o prostie. Dar ai citit-o vreodată? Nu. Bine. Am Ok. înțeles. Dacă spuneai despre o carte de medicină că e o prostie și te întreba profesorul dacă ai citit-o, spuneai că nu, te dădea afară, știi? Adică spunea, Da, bă, tu. da. Dar despre Biblie se poartă. Citiți Biblia și dacă nu vă place, mai citiți-o odată. Ideea e că să nu uitați, ideea e să nu uitați că Dumnezeu vă iubește și dacă citiți și dacă nu citiți Biblia. Corect, corect, corect. Și Da. Dumnezeu există și dacă noi credem în El și dacă nu credem. Corect. Și chiar dacă nu credem noi în El, crede El în noi. Și uite că ne ajută de fiecare dată. Amin. Apreciez mult de tot prezența ta, Denisa. Au fost destul de mulți oameni și vreau să le mulțumesc pe live. Au fost undeva la 150-160 la un moment dat și după aia am ajuns undeva la 120-130. Văd Păi că cred și acum eu, sunt. după 2 ore oamenii s-au dus să Exact. mănânce și ei, să se culce. Exact. Foarte, foarte fain că ați stat cu noi, mulțumim. Mulțumim! Și eu zic că mai încercăm o dată, dacă Denisa o să fie Da? disponibilă, mai Sunt, încercăm o sunt, dată. sunt. Spun de acum în fața tuturor. Așa, gata, am smuls o promisiune pentru încă Da. un episod cândva, discutăm, na, și cred Vedem. că au rămas multe întrebări, foarte multe întrebări pe care le putem Da. dezbate atunci. Așa este. Ok. Seară bună să aveți toți, seară bună să ai Denisa și Mulțumesc. să rămână Dumnezeu cu noi până ne vedem data viitoare la un nou episod de podcast. Pa, pa. Seară bună, pa, pa!